Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați revenit la Fanatic Superliga, show-ul nostru de luni, marți și vineri de la ora 10.30 și bineînțeles, așa cum s-a întâmplat și ieri, am avut o ediție specială, duminică tot la ora 10.30 și o să mai avem multe ediții speciale duminica, pentru că vă dați seama, acum începe nebunia, încep meciurile cu adevărat cu miză, mai ales când începe play-off-ul. Ieri am avut o ediție specială foarte interesantă, unde am detonat bomba sfârșitului de mercato, Rareș Pop de la UTA a fost transferat de Rapid sau, mă rog, îl transferă, semnează actele astăzi oficial, din punct de vedere oficial, dar ieri, după cum vă spuneam, am anunțat breaking news-uri pe transferuri din Superliga. Rapid mai dă o lovitură și Lia pe Rareș Pop, un fotbalist, după părerea mea, de reală perspectivă, nu mai vorbesc că îi ajută cu regula under, nu mai vorbesc că e eligibil pentru loturile naționale și așa mai departe. Bun, avem emisiunea astăzi lungă, în jur de 13.30 vine și Mitică Dragomir, vine și Dumitru Dragomir la Max Profețiile lui Mitică, super show-uri care face furori pe toate canalele de social media și în toată societatea, nu doar în zona de sport. Trei ore însă până atunci de analiză cu invitați care mai de care, cu telefoane, cu exclusivități, să nu uitați un lucru, da? Stați cu ochii pe noi astăzi pentru că este ultima zi de mercato la noi în România. Evident, cu excepția Vivi, jucătorilor liberi. Da, că poți să aduci jucători liberi, dar cei care sunt sub contract, pentru cei care sunt sub contract, astăzi se încheie perioada de transferuri și vă dați seama, vom fi și noi cu ochii pe cluburi, iar dumneavoastră stați cu ochii pe noi, pentru că așa cum v-am obișnuit, exclusivitățile sunt aici la Fanatic. Începem prin a mulțumi sponsorilor, mulțumim Superbet, sponsorul principal al emisiunii și mulțumim sponsorului premium, este vorba despre Aqua Carpatica, Aqua Carpatica, care a dat o adevărată lovitură anul acesta la prima ediție a celui mai mare festival care va fi în zilele următoare organizat în lume, da? Deci pe planetă, este Antol Dubai, a auzit toată lumea, sunt mulți români care o să meargă. Aqua Carpatica este apa oficială a lui Antol Dubai. Deci iată, avem un sponsor de dimensiuni mondiale, internaționale, ceea ce este extraordinar și le mulțumim încă o dată prietenilor de la Aqua Carpatica că sunt alături de noi. Înainte să vă prezint invitații, mai am un anunț foarte interesant. Pagina de Facebook Horie Ivanoviș tocmai a împlinit 100.000 de prieteni. Astăzi avem 100.000 de prieteni. Vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc pentru încredere. Vă mulțumesc pentru faptul că vă uitați și că mergeți pe pagina de Facebook Horie Ivanoviș pentru a vă informa corect, fără fake news-uri și fără lucruri inventate. Știrile corecte, știrile profesioniste, exclusivitățile sunt pe această pagină. Încă o dată vă mulțumim. E o performanță și asta nu se putea fără dumneavoastră, fără suporteri. Mii de mulțumiri și în continuare stați alături de noi, pentru că și noi vom fi alături de dumneavoastră. 100.000 de oameni, da? 100.000 de prieteni. Iată, am ajuns în doar câteva luni pe pagina de Facebook Horie Ivanoviș și încă o dată nu pot decât să vă mulțumesc. Bun, hai de tare, pe ei. Zi, Vivi, ai vrut să zici ceva? Sunt și eu printre cei 100.000. Bravo, tată, băneluie. Nu ești, nu ești. Ești pe pagina mea, Bănel? Da? Buzărin? Stai să văd pe cine mă trășesc că depisunează. Buzărin? L-am prins! Gata, l-am prins! Vezi, mă, vezi? Gata. Vezi? Vreau să fiu 100.001. Gata. Îmi voi reconsidera atitudinea. Cred că sunt, nu, sunt. Bănel Nicolință, salut Bănelinio și bine ai venit! Și bine v-am găsit! Vivi Răchită, salut Vivi și bine ai venit! Și chiar mi-era dor de prietenul meu, Alin Buzărin, că nu ne-a mai intersectat în ultimile săptămâni, nu ne-a mai prins, ca să zic așa. Aline, bine ai venit, Alin Buzărin. Eu eram ăla din Robinson Crusoe, vine. Da, da, da. Omul vine. Vine, da, exact. Normal. Astăzi ești omul luni. Astăzi sunt omul da, luni. Vedem da, ce se întâmplă, da, cine da, vine, da. Vineri. Nu, știi ce se întâmplă, că de acolo vine și Joiana, așa-i boteza, când se nășteau Lunilă, Mărțoi, Joiana, nu știu ce, da. Genul ăla de animăluță. Aline, mă bucur că ne-am... și eu mă bucur. Mă bucur că ne revedem, ca să zic așa. Chiar mi-era dor de vivacitatea și lucrurile interesante. De vivacitatea. Da, pe care le spune Alin Buzărin. Hai să fac și o corectură din primul minut. Jucători liberi până astăzi. Deci dacă el se declară liber, poi mâine să fie sănătos. În august vorbim. Uh-huh. Știi? Deci liberi la încheierea perioadei transferului. Uh-huh.
Da, am înțeles. Adică sau așa care, e simplu. Da, că... Care au depus memoriile. Care au depus memoriile. Hai, ca să, m-auzi, hai da. Să nu-i mai nebunim pe oameni. Oameni buni, astăzi se închid transferul la ora 23.59, da? Da. Stați pe Fanatic să aflați ce se mai întâmplă, da? Și hai deja să începem cu primul transfer, da? Deja avem o primă exclusivitate, da? Un transfer foarte interesant pe care Fanatic a aflat că se face astăzi, oameni buni. Tudorie semnează astăzi cu echipa lui Mircea Rednicu UTA. Iată transferul de ultimă oră. UTA se întărește cu Tudorie, un atacant foarte interesant. Chiar mă mir că nu l-a luat nimeni până acum. Mircea Rednic l-a convins să se alăture lotului UTA. Iar Tudorie va semna astăzi cu UTA. După părerea mea, un transfer foarte bun pentru UTA. Nu mai știu acum în ce formă este Tudorie, dar... Ca să vă spun, mie întotdeauna mi s-a părut un jucător foarte interesant pentru Superliga și un fotbalist care clar va ajuta UTA și pe Mircea Rednic. Două zile a stat Mircea Rednic pe capul lui Tudorie să-l convingă, și zi și noapte, pentru că au fost discuții până undeva spre 2-3 dimineață, iar până la urmă reputatul tehnician a reușit să îl convingă pe Tudorie să aleagă UTA în detrimentul altor echipe. Așa că, începând de astăzi, când vor fi semnate actele, Tudorie va semna cu UTA un contract valabil, din informațiile Fanatic, pe o perioadă de un an și jumătate. Iată primul transfer pe care vi-l oferim în exclusivitate. Tudorie, un an și jumătate la UTA. Stați pe noi pentru că vor mai fi foarte multe discuții. Dar aveți așa o figură. Ce? Da, ce? Ce? Tudorie a fost și la PCSB, Tudorie, nu? Da, stai. A fost după Bergo, de peste tot. Da, a fost cu Reghe, când a venit Reghe, că l-a ajutat central. Jucător foarte bun. Sepsi, jucători foarte interesanti. Craiova, Sepsi Craiova. Că nu e un atacant care să-ți dea doar două goluri. Și Mircea are probleme acolo. Cooper nu este un vârf de atac care să... E Lucasen, e ăsta care a venit acum. Dacă bate astăzi Mircea Botoșaniu, are șanse mari la play-off. Sigur. De la echipă de la retrogradare, uite că Mircea a dus echipa la play-off. Rednic e antrenor, cum se zice, e alenatore. Alenatore cu amare, cu amare. Rednic e alenator. Dacă nici Rednic nu mai e antrenor, atunci cine l-ai? Nu că toată lumea spunea la Dinamo. Avem antrenori cu amare, așa, avem amare, după aia cu B mare, Bergodi. Da, cu B mare. Nu știi, nu, Rednic este amare 1. Cu ce mare 1? Ce mare de la Caralambo, nu? Mai sunt, A4, A3, nu știu. Sau cum îi zic eu, de la EC, copil cu minte, nu știu, copil. Da, de ce? Cum ai zis? Cum ai zis tu? Copil cu minte, elev cu minte. Elev cu minte, da. Elev cu minte, da. EC, Elias, da, elev cu minte. Bun, transfer bun. Nu, un transfer foarte bun, după părerea mea. Unde a fost Tudorie ultima? La... Pe la Cipru? Nici nu mai știu, nici mai contează unde a fost. Ideea este că de astăzi este la UTA. Eu zic că e un transfer foarte util. Din punctul meu de vedere a dat lovitură cu el. Da, e transfer foarte util. A semnat un an jumate, deci nu doar 3 luni, știi, da. După aia. Adică băiatul să fie cu mintea la UTA și eu zic că îi va ajuta pe UTA. Că îi va ajuta imediat acum, ceea ce eu cred că se va întâmpla, că îi va ajuta, știu eu, din play-off sau din play-out, nu știu, o să vedem ce va fi, dar un transfer bun. Mircea Rednic dă o adevărată lovitură. Bănelinio, ia zi, bă, tată, ați bătut, da? Ați cam scârțit? La Al-Adalah Dar până la urmă sunt cel mai important sunt punctele. Uh-huh. Cu și 3 puncte și rămâi la 9 puncte diferența de locul 2. De locul 3 rămâi la 12 puncte și atunci e ok din punct de vedere ca și punctaj. Uh-huh. Ca și joc. Al-Adalah, Arabia Saudită. Da, Liga 2. Dar scuză-mă, Bănel, te rog. Jocul nu a fost... Ați cam scârțit, nu mi-a plăcut. A fost unul dintre meciurile nereușite. Primile 5 minute noi începem bine. Are Coman ocazia la minutul 2. Da. După aia, la 1-0, oare Miculescu să facă 2-0 să închidă meciul? Nu închide, dar nu închide jocul. Și atunci, repriza a doua, să știți că Sepsi ne-a cam dominat din toate punctele de vedere. Mm-hmm. 62% da, posesie. Mă rog. Bine, da. Asta nu știu, bă, Vivi, asta cu posesie. Așa, și dacă a avut Sepsi... Când ce echipă fost în caz, deplasare pe Național Arena cu FCSB au mai avut 62% posesie? Știu, dar până la urmă știi cum e, s-a terminat 1-0 pentru FCSB. Sepsi fără jumătate din echipă. Fără cei mai buni jucători. Stăteam și mă gândeam aseară, după meci, mă zic, anul ăsta n-aș da titlul de campioană. Cui să-l dai? Spune-mi o echipă care s-a distanțat și să-l dai. În momentul față FCSB. Acum, când dau și ei 9 puncte, tu nu-l dai. Ce facem Horia la vară?
ce facem la vară? Ce-am făcut așa asta vară? Ce am făcut așa asta vară? Ne dă Sparta Praga cu terenul în cap. Nu o să ajungem niciodată. Mă auzi, își face Gigi echipă, o să ia jucători și își face echipă. Mai înțeles așa. Da, ți-am zis, nu m-a dat pe spate. Asta vară ce-am făcut? Acum două veri ce-am făcut? Ce facem și la vară? Cu Coman, șerif am avut probleme? Să vede că a fost foarte am avut probleme cu toate. Și nu a fost jucătorul de care echipa avea nevoie. Bine, au fost și niște... Au fost și niște absențe. Nu poți să-l pui pe Coman în prima repriză. Da. Coman, mai înțeles, asta Coman a jucat iar răcit. Răcit prima repriză ok, a doua repriză nu mi-a plăcut, mai înțeles. Nu mi-a, deloc nu mi-a plăcut a doua repriză, dar știi pentru cum e? Ascultă-mă, vrăjeală multă 1-0 pentru FCSB. M-auzi? Restul știi cum e, discuții. Da. Scuză-mă că avem pe domnul Becali la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mai beți aqua, că tot pe locul 1 sunteți. Dacă noi am jucat și cu 5 jucători care erau bolnavi și fără Coma și fără Șut și tot am câștigat, dar nu numai că vezi și spui domne a doua repriză. Bun. Și mie nu mi-a plăcut. Dar știi care-i treaba? N-a fost o repriză a doua ca cele de pe vremuri când ne retrăgeam și ne domina adversarul. A fost o repriză în care am lăsat pe adversar, e adevărat, tot că din cauza adversarului care juca bine, dar aveam reacție, adică ei n-au avut niciun șut pe poartă și noi am avut două ocazii clare de a marca singur cu poarta. Deci am avut reacție de a marca golul decisiv. Nu a mai fost ca înainte, când... Mingea numai la ei, nu? Când ajungea mingea la noi, și acum... Și nu doar mingea doar la ei, domnule, care aduceți-vă aminte meciurile de anul trecut, când conduceați și ori erați egalați, ori pierdeați meciurile, țineți minte. Păi vezi, când acum nu mai le-am dat nicio șansă, n-au avut un șut o poartă a doua repriză. Atunci sunt mulțumit. Păi, Coman, da. Lina a putut să joace, Coman, Lina nu s-a antrenat, vreo 4 jucători v-a prăciți. Nu am nicio treabă. Da, nu e, dar încă o dată, pragmatic v-am spus, știți cum e, putem să discutăm până mâine. Ați câștigat restul, credeți-mă ce vă spun, sunt 3 puncte. Da. Nu mai contează până la urmă și până la urmă ce și cum, știți. Da. Ce... De unde stăia jucătorii? Poftit? Jucătorii aia care m-a amenințat Varga, unde sunt? Că zicea că iau vreo 3 jucători de mare nenorocire. Cum mi-ai spus? Nu. Tu mi-ai spus, tu mi-ai spus, nu, eu nu vreau, că nu stau eu acum să, că nu-i frumos, mă bag eu, adică peste alții oameni. Păi dar ce, eu v-am spus, a spus domnul Varga, nu eu. Păi da, și unde sunt, ia întreabă-l. Deci ce să-l întreb? Ia ziceți. Întreabă-l, bă, unde sunt mă aia care de-a l-aș feria pe Becali atunci, alea vedetele mari. Că dacă mai ia 2-3 vedete de alea mari așa... Nu prinde nici play-off-ul. Păi dar nu, că play-off-ul nu mai are cum. E, am glumit, înțelegeți ce vă spun. Da, dar dacă ea mai ia 2-3 vedete, așa cum a luat aia 2 ce am văzut eu, aia, nu sunt de divizie, ce? Vedetele alea. Care, El Caduri, la cine vă referiți? Nu, și Caduri și Maduri și ălălaltul ce l-a mai băgat, care are păr așa, avea păr în sus. Michael ăla, sau cum îl cheamă? Da, nu știu cum îl cheamă, eu nu știu cum îl cheamă. Uh-huh. Ăla care avea părul așa, făcut așa în sus. Da. Jucător de divizia ce? Nu știu, mai lasă-mă că am văzut ce să mai... Ce să mai doare în cap. Dar bine, eu tot am încredere că el, Mutu, are inteligență și el o să vadă că vedetele alea nu sunt vedete. Bă, știți cum e, domn Becali, spuneți-mi... Chiar, acum serios, da, serios, lăsând la o parte, cum să spun, și spectacolul care îl faceți dumneavoastră, chiar nu vă pasă de Rapid deloc? Adică chiar nimic așa? Nici o virgulă, nimic? Nici o virgulă, bă. Niciodată nu poți să spui nicio virgulă. Că așa, de exemplu, chiar că nu-mi pasă de Craiova, dar totuși vreau să mănânce bătaie, adică vreau să scap definitiv de ei. Adică nu mi-e teamă de ei, adică... Dar vreau să scap definitiv de ei. Adică nu pot să spun așa. Ia uite-vă. Dacă, de exemplu, ajung la 15 puncte, gata. După aia chiar nicio virgulă.
Da, asta e clar. Păi de Craiova ați scăpat, domnul Becali. Ce-ți mai facă Craiova? De Craiova, da, de Craiova nu mai. Bun. Și Rapidul nu vi se... Toată lumea asta spune că va fi periculos. Că va fi periculoasă pentru că au lot. Unde care este? Care este un lot? Păi lot, ăla, Burmaz, Rahmani, fac transferuri. Unde? Păi care? Bine, mă, unde? Păi să vedem unde. Burmaz, Rahmani, 3-1, avea 3, i-a putut mitită lui, avea 3, le-a dat 3 gol. Bine, o să vedem, las și stau eu acum, să, că nu-i frumos, stau eu să comentez. Lasă-i în pace, da? Deci, o să-i vedem. Da. Nu știu, eu nu o văd o echipă, adică eu, hai ca să nu zic de Rapid urât, că nu-i frumos. Eu tot mai mare teamă am de CFR, adică mai mare teamă de CFR dacă se deșteaptă Mutu. Și dacă înțelege mașinăria mai repede. Acum e nou antrenor. Da, clar. Dacă joacă cu vedetele, la revedere. Da. Eu tot mie, adică eu tot, cum să spun eu, mai repede vreau să scap de CFR decât de Rapid. Da. Adică el, de exemplu, tot staful țineau, așa spun ca tine, că Rapidul, domne, că e mai periculos Rapidul, că își trag și arbitrii cu ei, înțelegi? Da. Și că arbitrul e mai periculos, că e Daniel Nicolae pe acolo, pe la ta-la-la și ăla e putare pe la federație. Nu, adică nu, deci nu mă refer, deci să rămână clar treaba, că să nu speculați. Nu e vorba de corupție. E vorba de așa, de o prietenie, de o, o amiciție. Da, de așa, amiciție, de o... să-i spunem. Da, da, nu, dar nu deci pe cuvânt, nu fac nicio aluzie la niciun fel de... Că nu mai, se vede că nu mai fac arbitrii. Nu mai vor. Și ei ținea tot staful, țineau cu... Cu Rapid, cu CFR. Da, așa. Și eu țineam cu Rapid. Asta n-am mai auzit, asta e tare. Uite-mă, da, păi eu țineam cu Rapid. Uh-huh. Adică ei au zis, dom'le, nouă ne frică mai mult de Rapid. Uh-huh. Și eu zic, mie mi-e frică mai mult de CFR. Eu țin cu Rapid, vă cine cu CFR. Hai să vedem cine câștig. Uh-huh. Am câștigat eu. Ca de obicei, normal. Normal. Toată lumea știți cum e. Spune în felul următor. Dom'le, Rapidul a bătut la CFR, aveți meci direct în ultima etapă din sezonul regulat cu el și dacă vă bat, se reduce diferența? Asta e. Dacă, păi să vedem. Păi să vedem. Atunci o să vorbim, da? Atunci iar se arată adevărul. Atunci e adevărul. Atunci nu mai am ce să mai zic. Dacă... Nu? Dacă ne bat, poți mai zic ceva? A, dar dacă... Ne bat așa cu de-alea, că ala feșnic, așa, că vine și bagă și arbitrează, nu știu ce. Aia altceva. Sau că ne... Sau crezi că în fiecare zi e primăvară? Că vine ăla după Funșo și driblează, sau cum îl cheam pe ăla? Da, da. A zis bine. Fac. A zis bine. Funșo îl cheamă, nu? Da, da. Nu Funșo, cum îl cheamă? Funșo. Da. Da. Funșo ăla cu părul așa, cred și mare. Nu, ăla e Papeo, sau Papeo? Papeo, nu Funșo, ăla. Așa, păi zice, da. Papeo, vede că Papeo, păi Papeo a dat, a driblat, înțelegeți? Noi și atunci noi i-am dominat jocul. Uh-huh. Acum hai să vedem, că până atunci poate mai se fac vreo 4-5 puncte. Poate avem vreo 12-13 până atunci. Bine, mai e ce? Se mai poate întâmpla ceva, domnul Becali, că e absolut firesc. Poate îi bateți voi în meci direct. Păi dacă îi bate și meci direct și bate și Craiova, i-am scos definitiv de pe traitorie. Da, corect. Și normal să-i bată, că lotul e la el mai bun, are lot total. Uh-huh. Apropo de lot, dumneavoastră vedeți tot fotbalul românesc, da? Și vedeți jucători, ați luat toți jucătorii buni de pe piață, ăștia tine, nu mai stau să-i trecă, știți mai bine decât mine, știe toată lumea. Ce părere aveți de strategia asta lui Șucu, care acum a început să ia jucători tineri și nu se mai uită la bani? Borza, măi, Ioani. Stai puțin. El aplică strategia mea și face bine. El acum copiază ceea ce am făcut eu. Uh-huh. Înțelegi? Numai că eu acum am o altă strategie. Ai înțeles? Uh-huh. Am văzut că nu o scot la cap așa.
Adică cu vânzare de jucători nu scot la cap. Mă înțelegi, da, da. Horia? Da, da, da. Eu vă ascult cu mare atenție. Deci asta e experiență de 15 ani. Adică mi-am dat seama că nu scot la cap. Vin jucători cu 5 milioane. E și în 10 luni ai cheltuit. La revedere. Într-un an ai cheltuit. Și e și am avut după man. 11 milioane. E și ce? Alta este strategia mea acum. El face bine că ia jucători tineri. A bine, dacă era, de exemplu, uite, vezi cu Borza. Mulțumesc. Îi mulțumesc cu Borza că l-a luat el. Că mă ofticam. Da? Uite, vezi? Mulțumesc. Uite, de exemplu, ce că a luat un Rareș. Pop. Da, l-a luat pe Rareș Pop ieri de la UTA, da. Ăla foarte talentat jucător. Că nu mai știam. M-a întrebat și aseară cineva. Nu, dar nu aveam inspirat. Nu mai de acea aminte. Dar după aia mi-am adus aminte că am vorbit cu, și cu meme. Bă, mă, ce era Rareș Pop? Și mi-a zis, Gigela, l-am văzut eu odată. E foarte talentat jucător, numai că eu Horia și nu vreau să minimalizez pe băiat. Eu nu mai iau jucători care au sub 1.75-1.80. Uh-huh. Deci eu nu mai iau jucători mici de statură. Uh-huh. Nu mai iau. Uh-huh. Pentru că acum fotbalul ăsta, bine, mă-l punem pe Messi. Messi nu mai se naște. Alea sunt excepții. Excepții, dar fotbalul acum, tu ai văzut cum e fotbalul în Europa? Da, forță. Forță, n-ai forță de la o parte. Deci n-are Petrila ăla. Petrila ăla are și ca viteză, are cu tare, are și tehnică, are și execuții. Dar degeaba, dacă el are, n-are, e mic, n-are forță. Mhm. Am înțeles. Deci noastră spuneți că ce ați făcut noastră 10-15 ani face acum domnul Șucu, iar dumneavoastră ați făcut un update la strategie. Da, altceva fac. Altceva. Vreți bani din Champions League? Bănuiesc că despre asta e vorba. Da, da. Champions League, Europa League, nu știu. Că bă, Horia, păi fii atent aici. După mine mă interesează să iau jucătorul să-l cresc, să dau și bani să-l cresc o 4 ani și să iau pe el 5 milioane... Sau să mă calific măcar în Europa League și să iau 20 de milioane? Păi, e o întrebare la cu răspuns indus, normal. Păi vezi? Normal. Asta este strategia mea acum. Ca dovadă că am micșorat și activitatea la Academie. Și de ce? Păi dacă am văzut că ai cheltuit, bă, cât? De câte? De 10 ani. 10 ani și că vreo 12 milioane am cheltuit cu Academia. Și am zis, bine, mă, din 12 milioane noi trebuia să avem vânduți 3-4 jucători care să scoatem 12 milioane și un euro. Normal. Înțelegi? Da, pentru da. Că așa pe mine m-a învățat tata, știu toate de la el mi-a rămas. Uh-huh. A zis, bă, dacă cumpere o marfă, marfa o cumperi dacă a doua zi poți să iei un leu în plus. Adică dacă dai 1000 de lei pe oaie, să o vinzi oaia când vrei cu 1000 de lei și un leu. Dar dacă o cumperi oaia cu 1000 și a doua zi nu poți să o vinzi nici cu 700, apoi tata aia nu este afacere. Apoi eu de ce să fac eu Academie când eu n-am vândut nimic, am cheltuit 12 milioane și nimic nu mi-a răsărit. A, să fac Academie Hagi, care știe să facă. Și care omul a scos. Și mai vreți să spun și încă ceva? Că și până la urmă nici zică. A scos și a scos. Și acum văd că e pe gaură și el de cheltuie. N-ai văzut cum ai zis, bă, atât am putut să fac. Da, păi l-ați văzut că se tot plânge în ultimul timp. Păi unde sunt? Păi unde sunt? Că a scos pe bandă rulantă, jucători. Și... Ce-a făcut? Doar a supraviețuit, domnul Becali. Păi vezi, eu nu mai vreau asta. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Și eu nu mai vreau. Bine, măcar el a supraviețuit, el a scos bani, el a scos jucători. Eu n-am scos nimic, 12 milioane, niciun ban. N-am vândut nimic, n-am scos nimic, Academia. Unde sunt? Uh-huh. Nu? Da, înțeleg. Și dumneavoastră vedeți tot fotbalul ăsta cum e normal, ca un business. N-ai cum să vezi. Totul e un business. Nu scoți un leu în plus. Bine, dar problema și care e. În viața asta,
cap în care treci și în business și în viață și în toate ce faci în viața ta. Dacă nu le faci o evaluare și nu te evaluezi și pe tine, chiar ce ai făcut tu. Corect. Și ca om, și ce ai făcut tu, și în fața lui Dumnezeu, ce ai făcut tu, ce, de ce te mândrești, de ce ți-e rușine. De ce, chiar dacă nu ți-ar fi rușine, că normal să nu e lucru, că mie, de exemplu, de rușine nu-mi e nimica ce am făcut eu în viața mea. Numai că în fața lui Dumnezeu mi-e rușine de toate. Înțelegi? Da. Deci în fața oamenilor n-are să-mi fie rușine, dar vezi, trebuie să evaluezi în viață. Bă, ce am făcut? Am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia. Bă, și așa cum am făcut evaluare, am 20 de ani de fotbal. Bă, ce am făcut eu? Aia, am încercat și aia. Am luat și campionate, am făcut și așa. Bă, și concluzia care e? Bă, concluzia mea este una. Champions League. Aia e concluzia mea. Totul numai pentru asta. Bine, cu ajutorul Dumnezeu. Normal. Înțelegi? Și gata. Da, deci alelalte că iau cu tare, că am vrea strategie, că lua, că ia jucător român, că tineret. Deci că n-aveți da, nicio problemă că ia și cu jucător român, să fie sănătos. Păi da, bă, dacă e vreunul care costă 2 milioane, îl iau eu. Dar eu nu mai iau de 700.000. Înțelegi? Uh-huh. Eu nu iau. Eu dacă costă 1-2 îl iau. Dacă costă 3 milioane îl iau. Dacă e, astfel lasă ia el foarte bine, frumos. Eu ce fac? Eu iau și dau. Din 5 opresc 1. Uh-huh. Iau 5, opresc 1, 4 îi dau afară din 5, străini, români, de oricare ar fi. Da, am observat. Iau 5, iau 5 și opresc 1. Uh-huh. Ai văzut companiu? Mi-a mulțumit omul. Nu. Domne, vă spun, eu n-am văzut caracter mai frumos decât băiatul ăsta. Pe cuvântul meu, domnule. Da, omul a zis, domnule, zice, mulțumesc, n-aș fi fost el, n-aș fi ajuns aici. Om 850.000 salarii. La Craiova lua 100, probabil, la mine a luat 150 sau 180, nu știu. Da? Mai a 850, vezi? Mulțumesc și el. Da, eu dacă mie nu-mi convine, eu te dau, nu te țin. Uh-huh. Eu acum am făcut curățenie, nu mai am. Uh-huh. Dar, domn Becali, nu era totuși util pe finalul ăsta de campionat? Uite și aseară mă uitam. Poate era util. Nu era... Poate aseară era, dar bă, Horia, de ce nu era util? Bă, prea greoi, prea lent, prea... E adevărat că avea inteligența și ataca bine cu tare. Bă, dar prea greoi, până se întorcea ieri, se copceau colacii babei în cuptor, îi împărțea... Nu, tată, nu merge. Dar m-am uitat aseară la meci, de ce n-a intrat racheta? Deci pe cuvânt l-am tot aștept. Ce s-a întâmplat cu racheta? Păi, dar n-a vrut ei staful. Am vorbit cu staful în pauză și staful a zis, tu să știi că eu fac, dar nu fac niciodată împotriva staful-ului. Adică dacă staful spune ceva, niciodată nu zic, hai bă, nu, că faceți ca mine. Nu. Când ei fac un lucru și când spun un lucru clar, dom'le, asta nu se poate face, nu fac. Uh-huh. E, rar se întâmplă, cum s-a întâmplat aseară, că ei au spus, dom'le, nu se poate acum. Adică era 1-0, dacă era 2-0, poate îl băgau. Am înțeles, nu era meciul de așa natură, asta ați vorbit. Așa, ei au spus asta. Și azi vine, mă, atunci faceți cum vreți voi, ce știți voi. Am înțeles. Bine, au spus că au jucătorii... bolnavi, că nu știu ce, ei știu care, cum s-a antrenat la antrenamente și care poate să facă față și au făcut ei cum au vrut ei și au făcut bine ce au făcut. Da, da, eu de-abia așteptam să-l văd, chiar de-abia aștept să-l văd. Sunt momente când le zic, vă faceți ce știți și cum vreți, nu, că nu mai am, nu mai știu. Da. Domnul Becali, ați dat lovitura, să știți deja. Ați dat lovitura cu Băluță. Deci eu sunt fan Băluță, vă spun de pe acum. Băiete, bă, la agintu viu. Mamă, ce fotbalist ați luat. Cred că moare Rotaru, cred că moare. Păi da. Era el cu Băluță, să știi că era periculos. Dacă vrea și cu Băluță și pe Băluță, cam greu mai puteai să treci de ei. Uh-huh. Mamă, dar ce jucător. Nu știu ce se întâmplă, nu știu ce se întâmplă acolo la Craiova, nu pot să-mi dau seama acolo. E cel mai valoros lot, nu știu ce se întâmplă acolo, nu-mi dau seama ce se întâmplă.
Cum e Băluță, domn Becaric? Ce jucător se face băiatul ăsta? Păi da, este jucător, ce să facă? Bine, mare o vârstă acum, nu mai poți să zici că o să facă el, că nu are 21 de ani, are 27, 27, 28, cât are. Da. Mamă, da, e bun. O să-l dați pe mulți. De când am spus eu că se începe echipa cu Băluță, fără Băluță nu se începe. Ții minte? Da. Azi, bă, fără Băluță. Primul se începe echipa cu Băluță. Da. Ăla-i prim. Da, da. Aici a zis, la Fanatic. Horia mi-a zis. Băluță. Da, ți-am zis Horia. Băluță-i primul. Nu Coman. Primul cu el încep. Nu cu Coman. Da. Mi se pare cel mai în formă jucător din campionat, Băluță. Păi, dar nu e, mă, Horia, la mine dacă muncești. Și dacă nu o pierzi mingea, și el nu o pierde. El pasează. Aleargă mult. Face faza defensivă. N-ai văzut? Îmi place de el atacant. Dar problema e că îl face faze bine defensivă în dreapta acolo și atunci îl las în dreapta. Uh-huh. Nu? Da. Are clauză? I-a spus clauză? Păi da, păi nu știu pe ce. Nu știu. Da, nu știu. Cred că are o clauză mică acolo. Nu. Uh-huh. Da, no. Probabil da, ceva decent, de 1.200.000, nu? Nu, 500.000, cred că nu. Am înțeles. Dar nu pleacă el, că la el e prost să plece acum. Bun jucător, bun jucător. Că n-am pus clauză, nu. Ce clauză să-i pun la un jucător de 28 de ani? Nu. Era, am înțeles, că era să... I-a venit ofertă lui Florinel? I-a venit ofertă lui Florinel 5 milioane. Adică clauza, nu? Clauza, da. Dar de unde? Dați-ne două, trei detalii, așa, vă rog. Păi, dar bă, na, eu nici eu nu știam. Eu am vorbit, domnule, pare clauză, zic, domnule, 5 milioane, mi-a zis impresarul. Păi are clauză de 5 milioane, luați-le. Am zis, n-am, nu pot să-l țin. Înțelegi? Eu vreau 10. Dar are 5 clauză. Uh-huh. Și după aia m-a sunat Florinel, el se hotărâse, că mi-a și zis. Și m-a sunat Florinel și mi-a zis, bă, Gigi, zice, uite, am o fetă 5 milioane, dar ce vreau, mă, consul cu dumneata, ce zici dumneata să fac? Cum să mă sfătuiesc? Și am zis, bă, Florinele, tu ai zis că apartament de lux ai, copil ai 30.000 pe lună, ai bani ai. Pentru ce să te duci să te pierzi până Argentina pe acolo să-ți blestem zilele? Ești în creștere. Ai 25 de ani, ce ai 30 de ani și vrei să mai prinzi ultimul tren? Ai 25 de ani, ai încredere în tine? Du-te, mă, și joci la o echipă mare din Europa, vei juca, i-am zis. Păi nu, Nedici, că și eu luasem hotărârea, dar am vrut să ce ești mata. Păi zic, bă, ești nebun, eu vreau să iau banii, dar mi-mi pare rău, mi-e milă de tine, am zis. Unde te duci în Argentina? Da. Și la revedere și echipa națională și toate. Da, corect. Aveți dreptate. Zic, băi, mor de foame, n-ai ce să mănânci? Ai 30.000 pe lună. Luăm campionatul, ne calificăm banii, mi se pare vreo 300.000 de calificare în Champions League. E prima lui, adică, nu? Da. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Nu, i-a spus foarte bine, a luat și el o decizie corectă. Eu i-am spus părerea mea, el a zis, domnule, mulțumesc, de-a zis că așa am gândit și eu, mă mulțumesc că m-ai încurajat acum și mi-ai spus lucrurile astea, că așa gândeam și eu. Mm-hmm. Da. Era greu dacă îl pierdeați pe Florinel, banii erau buni, dar era greu. Măi, era greu, dar n-ai văzut că am câștigat și fără el, n-ai văzut, adică e adevărat că e mult mai ușor cu el, dar nu stă o echipă într-un jucător sau în doi. Că pleacă, vin, noi trebuie să vedem ce facem acolo. Uh-huh. Ăsta lui Felipe, aseară, mi-a plăcut cum s-a mișcat. Uh-huh. Cum vi s-a părut așa chiar? Păi mi-a plăcut de el, adică nu e extraordinar, dar s-a mișcat bine. Adică era jucătorul care îl știam. Uh-huh. A fost jucătorul pe care îl știam. Adică mișca bine, a dublat, a făcut, a adres, a intrat. El a dat bine acolo, numai că a pus ăla o mână. Uh-huh. Adică parcă era lui Felipe ăla pe care l-ați ochit, ca să zic așa. Ăla de la Iași, da. Mm-hmm. Ăla, da. Ăla, cam ăla. Aseară a fost ăla. Poate a căpătat mai multă personalitate, domnul Becali. Nu. A căpătat mai multă frică. Adică? Păi, adică ce? Dacă n-ai frică, frica păzește bostănăria. Adică n-ai frică, da. Adică jar la funduleț, cum să zice, nu? Nu o zic eu de cuvinte de astea, le zici tu astea. Eu nu-mi permit să zic așa ceva, că am o vârstă mai înaintată ca tine. Păi da.
A, de ce, de ce e frică că pierde locul? La asta vă referiți, nu? Păi da, normal. Păi da, normal de frică, băi, ce faci? Când tu joci relaxat, trebuie frică, bă. La becali, când joci, trebuie să-ți fie frică. Da. Că e nenorocire mare. Micu... La mine, dacă n-ai frică, nu joci. Trebuie să-ți fie frică. Deci ai joci de frică. Ai jucat de frică ieri, Felipe. Da. Păi da. Miculescu? Păi Borza când juca la Hagi, cum juca? Păi da, frică. Și la, zicea că e pistol, zicea că e rachetă Borza. Da. Frica. Frica era, zică, când era, zică, ieși odată, zică, odată în tușa acolo, partea lui, și când țipa odată la el, jum! Acum parcă nu mai e cu atâta frică la Rapid, nu mai e gică. Păi ține frică, de ce să fie frică, de băieții? De băieții. Bună asta. Domnul Becali, mă uitam ce apărarea are dreptate, avea dreptate și Dan Petrescu că nu n-a câștigat de pomană 5 titluri. Apărarea câștigă campionatele. Mă uitam. Ei, le câștigă. Până ai văzut, n-au că au avut în prima repriză acolo o fază, mamă cum se aruncau. Panterele. Mamă cum se aruncau pe viață și pe moarte. A? Panterele. Joacă simplu acum, nu mai stă cu tare talala. Vine, mă, dacă vine, dă o bănaudă, un col de minge, mă. N-ai văzut? Tu a dat un aut. Dă un aut. Cel mai bun cuplu de fundași din ultimii ani? Peste alt, cam cel mai bun sau au fost alții mai buni? A fost cel mai bun, a fost, părerea mea, a fost Sucala cu Varela. Aha. Așa cred eu, fără să se supere Goian și Ghionea. Dar Sucala și Varela, aia doi atunci. E posibil ăștia acum să-i depășească ca forță și ca viteză. Dacă mai joacă ceva, vreun an împreună, v-ar depăși orice club, fundaș central de la care l-am avut vreodată. Da, și eu zic la fel. Mi se par foarte au forță bun. Și viteză excesivă, adică extraordinar de viteză, da, și forță. Da. Mie îmi place rău Daua. Mi se pare jucător de campionate puternice. Pe cuvânt vă spun, nu cred că exagerez. Păi n-ai văzut ce putere are. Dacă bagă puțin numărul, gata. Numai dacă te atingi de el cazi. Ca Haaland. Haaland te duce nervi și casul. Așa și Daua. Te duce ca forță ar putea să se bată cu unul ca Haaland? Ca forță, repet, nu ca valoare acum. Că nu vreau să exagerez acum. Bine, nu, ăla e, păi nu, era, nu știu, ăla, nu știu, ăla ce-am văzut, adică ăla e ceva... Sunt unii oameni care sunt excepții, cum e Messi, cum e Haaland, este excepții, n-ai ce. N-ai ce să putere fi. Mare, adică. E prea putere mare, adică. Au magnet de respingere, ne-i giu. Îmi povestea cineva aseară, căci că pentru la vară vreți să dați marea lovitură, să vă duceți în Champions League și vreți, și că, așa mi-a zis, acum știți cum e, că sunt multe povești, zice, bă, Gigi îl ia pe Drăguș și se va duce cu Drăguș și în Champions League. Care Drăguș? De la Șumudică, ăla care a dat 15 goluri până acum în Turcia. Atacantul național al României și al lui Șumudică. Da, tata, dar nu poți să-l iei pe ăla acum. Cum dacă un jucător dă goluri, dă 15 goluri în Turcia, mai poți tu să-l iei? Păi e împrumutat, îi expiră împrumutul în vară. Păi expiră împrumutul în vară, dar un jucător care dă 15 goluri în Turcia, îl țin aia și dau 2 milioane salariu, că Turcia au bani. Mai pot să-l iau eu pe ăla? Da, eu zic că puteți, că aveți forță. Dacă vreți Champions League, după aia luați 30 de milioane din Champions League. Că forță aveți, păi, domnul Becali. Păi, nu mai poți să-l iei pe ăla. Nu mai poți, că ți-l ia, echipele. Bă, ori au un jucător când a ajuns să fie mare în străinătate, nu mai poți tu să te atingi în România. Da, jucător formidabil. Dar știți, domnul Becali, pe Drăguș, ce naibii? Păi eu știu când era aici, acum am văzut când a jucat la echipa națională, mi-a plăcut de el. Înainte nu-mi plăcea de el. Dar la echipa națională mi-a plăcut. Acum nu știu, și că a dat goluri multe în Turcia. Rupe în Turcia sub bagheta lui Șumudică, rupe. Bă, când dai goluri în Turcia, înseamnă ești fotbalist. Da. Dar nu mai mă iau după Șumudică, că așa m-am luat și cu Djokovic, știi? Am înțeles și ca să zic așa, da? Adică într-un fel e bine și a plecat acolo unde trebuie să fie. La Rapid? Păi de ce? Că Rapidul, da, zice că e perfect pentru ei. Păi e bine, ce nu zic că e bine? Foarte bine.
Am înțeles. Și pentru mine e perfect. Și pentru mine e perfect. Al jucător tare, Baba. Bă, Baba, săracu' aseară, la un moment dat, nici măcar auto nu mai vrea să-l primească. Era mort. Era mort, obosit mort era. El n-a mai jucat un meci, de că mult. Da, da, ai văzut pas de gol, el a dat. Da, da, și jucător cu calități. Și ce mi-a plăcut la el, că ăștia-s fotbaliștii, domn Becali, intri, vii la FCSB și joci din prima, nu că joci peste un an de zile. Păi vezi, păi stai fotbal, băi, intri, joacă dacă ai calitate. Exact. Nu cum a fost Baba. Da, exact. Baba a fost mireasă, n-a fost Baba. Da, da, da. Nu, asta e fotbalistul, domnul Becali, ești fotbalist, da, nu contează. Nu, ăsta-i fotbalistul, mireasă. Da. Nu, e jucător bun de tot. Bun, mi-a plăcut și ieri. Acum a intrat Alexandru. A intrat și a jucat din prima, l-am văzut calitatea. Pac, uh-huh. Pac. Uh-huh. O să fie o problemă între acum. Avem pe cine alegem de noi? Pe Alexandru sau pe Baba? Da, nu. Aici, aici trebuie, aici vă urez inspirație. Ai văzut ce înseamnă, ai văzut ce înseamnă șut? Că el este dirijorul. Orchestră fără dirijor am avut aseară. Adică? Este fără dirijor. Păi da, dacă nu-i dirijorul șut, e problemă. Da, a zis frumos, interesant. Ați avut aseară orchestră fără dirijor. Deci înțeleg totuși că n-ați fost dat pe spate de jocul de aseară. Vă simt așa totuși. Păi dar n-am fost dat. Păi dar normal. Păi dar bă, trebuia. Dacă dădea de ăsta David Niculescu 2-0, după aia probabil că era alt. Dar nu, eram obosită echipă, erau bolnavi, nu puteau să alerge. Coman în minutul 35-40 a zis, domnule, nu poate, nu n-ai văzut, s-a dus vârf la antrenamente, adică a zis că obosește și la antrenamente. Deci el a vrut el să joace. Nu-l băgam, dar n-aveam ce face. A zis, băi, joacă o repriză măcar. Da, da, bine, și l-ați văzut, nu putea și a fost și foarte nervos. S-a tot certat pe acolo, pentru că nu putea, simțea că nu poate să joace, l-am văzut. Da, da, a fost Horia. Nu acum că nu stau să acuz arbitrajul, că el s-a văzut că n-a fost împotriva noastră. A fost vreo 3-4 faulturi. Chiar și faultul la Baba acolo, când a avut eșutul la poartă. A fost la Olaru, a fost la Coman, clar, în prima repriză, fault clar. Și erau supărați. Dacă ăștia țipau la pauză jucătorii, nu mai suportăm așa ceva. A, n-am știut asta. Și au țipat jucătorii la pauză? Voi dau țipau jucătorii la pauză, la staff. Dom'le, nu se poate să jucăm fotbal așa. Nu putem să jucăm fotbal așa. Ne rupă ăștia picioarele. Da, da. Păi nu se poate juca fotbal așa, adică și fără să dai fault. Înțelegi? Da. Bine, după aia, după pauză, mai fost cât de cât așa, adică că și-a dat seama că, băi, înțelegi? Și bine n-a fost, că dacă era împotriva noastră, nu mai dădea 3 minute, dădea 5. Da, da. Da, da. Deci șut a contat, s-a văzut încă o dată cât e de important șut în echipă. Da. Domnul Becali, cine va rezista cu banii în anii următori? Că înțeleg că vine o criză mare de tot. Cine va rezista în fotbal cu banii? De unde ai înțeles tu asta? Uite, știu eu. De la RTV? De la RTV. Da. Domnul Becali, sunt prieten cu lume multă și oameni cu bani mulți. Și toată lumea spune că o să vină o criză. Și eram curios, credeți că o să reziste patronii să bage bani? Auzi, când spunea lumea că vine criză, da, după pandemie, eu spuneam că va veni, o să fie extraordinar de bine pentru noi. Da. Și zicea și a venit și am luat 80 de milioane din PNRR, miliarde. Și acum văd că ne mărește și salariul minim, și salariul mediu, și cu tare. Ne mărește din împrumuturi, domnul Becali. Da, lasă-mă, Horia, din împrumuturi. Nu știu din ce. Nu știu, din împrumuturile alea sale noastre. Nu le dăm noi, nu-s banii noștri. Păi da, dar noi le dăm înapoi generațiile următoare. Cu și le dăm înapoi. Peste 10 ani, 15 ani, 25 de ani o să dăm, nu știu. Eu spun ce se întâmplă, nu, eu nu zic din ce. Da, vă ascult, vă rog. După aia, după aia a venit războiul. Și am spus eu, bă, și ăsta o să ne folosească nouă. Bine, nu-i bine să fie război. Acum o să vezi iar. Băi, Horia, noi cât suntem în Europa, deci asta este, de fapt, esența, ca să înțelegi tu.
Noi cât timp suntem în Europa și suntem, cum să spun eu, ca atât timp cât ești în Parcul Herăstrău și când stai în Parcul Herăstrău și ai acolo o magherniță și acolo magherniță aia nu le place, o miroase urât, talalata, azi, mâine, poi mâine, încet, vine administrația parcului și ce-o face magherniță. Deci noi atâta timp cât stăm în sărăcia în care suntem, noi mai jos de sărăcie nu putem. Deci chiar de ar fi criză, la noi nu o să fie. Pentru că să spun și încă ceva. Criză ce înseamnă? Avem noi voi industrie? Ca să nu meargă industria? Facem noi niscaiva, mai ce miliarde luăm din exporturi? Pe asta trebuie să bazezi. Și atunci noi ce? Noi luăm 80 de miliarde din PNRR. Trebuie că, domnule, voi să vezi ce nenorocire mare că plătește 2 miliarde la Roșia Montană. E și? Pe bă, luăm 80. Dăm două. Noi luăm 80. Deci, aia cu criza, că spun ăia, că nu știu ce, cum să fie criza? Păi da, criză cum e? Că dacă vin aici baze NATO, n-ai văzut NATO, mică NATO, n-ai văzut baze NATO, rachete, alea. Păi acolo unde sunt americane și unde sunt bazele, trebuie să fie și bani. Trebuie să fie și viață. Doamne ajut, așa interes. Să fie, să ne fie bine. Deci nu mai te lua după aia care spun ei cu tare, cu tare, vai ce criză, domn Becali, așa să fie, eu nu sunt așa optimist. Vai de vă 4 ani ce criză este, vai de vă 4 ani, vai da ce criză, vai ce criză, vai. Păi da vă că vai ceva ce criză, vai. Domnul Becali, omul dă rând, s-a scumpit totul de 3 ori, omul dă rând, credeți-mă, nu e așa de, e criză la omul dă rând. Uitați-vă, nu vă duceți dumneavoastră, normal, dar în magazine totul s-a schimbat, s-a scumpit. Hai să spun un lucru. Eu nu vorbeam, că nu știu asta, de criză alimentară. Tu spui acum de criză alimentară. Eu nu vorbeam, tu spuneai de criză, nu? Da. Cine o să reziste? Vorbeam de fotbal, nu? Da. Cine o să reziste chiar? O să vă, tot cu Varga, Șucu și Rotaru, o să vă bateți? La fotbal nu e de la Piatra Pătrunjelă. Aia care sunt în fotbal, de exemplu, eu, Rotaru, Șucu, nu sunt oameni care nu contează criza pentru ei. Pentru mine nu contează. Pentru Șucu nu contează criza. Că el are o bază. Și chiar de-ar veni o criză, el, Șucu, acum, ca să le spunem, ca să înțelegeți, că să înțeleagă lumea. Șucu are o afacere care valorează 200-300 milioane de euro. Păi afacerea aia ia de la bancă oricând 10, 15, 25. Și după aia criza trece peste 3-4 ani. Dă banii la bancă și s-a trecut criza. Rotaru are afaceri. Rotaru are și el afaceri. Rotaru nu e un om care stă într-un ceva. Rotaru chiar are și bani cash, adică Rotaru e un om care e foarte cumpătat. Nu, niciodată nu e un om la riscant. Adică el stă tot timpul acoperit. Are bani cash, nu e problemă pentru el că mai dă, să zicem, ce ia de la televiziune și mai dă la fotbal 3 milioane pan, că cam atâta se cheltuie, să zicem. Și o să treacă 3 ani, 3 ori 3, 9 milioane. N-a 10 milioane. O să dea Rotaru 10 milioane din rezerva pe care o are și după ce trece criza la fotbal, iar fotbalul îl țin primăriile. Primăriile, care e criza? Că primăriile o să dea bani la fotbal în continuare. Da, bine. Deci nu mai vorbiți. Nu e ușor, nu totuși. Nu e ușor să dați atâtea milioane. Bă, nu e ușor. Că dacă tot dai, la un moment dat te zici, ai la revedere. Dar chiar sunteți pe plus sau pe minus până la urmă? Păi de eu sunt pe minus și eu sunt vreo 25 de milioane minus. Ei, na. Da. Bine, o iau de la cap de acum 20 de ani. Da. Per total, minus 25? Minus 25, dacă o vând, iau 50 la orice oră, deci sunt pe plus. Bă, Corea, când spui pe minus sau pe plus, te-și face valoarea. Da, și da. Spui, am dat 25, cât pot să iau? Am cumpărat o oaie cu 1000 de lei, dacă o vând cu 2000, înseamnă că a câștigat 1000, nu? Cât am dat pe nutreț, pe alea. Dar dacă eu pot să o dau cu 50 la orice oră, înseamnă că eu sunt pe plus 25 de milioane, nu? Bă, Horia, hai spun încă ceva, tu nu mai te uita ce spune ăla, vrăjitorii ăștia, vai, cu tare, analiștii, economiști, da, vrăjitorii.
Vrăjitorii așa sunt vrăjitori. Da. Și nu numai că sunt vrăjitori. Toată lumea asta este un fel de manipulare. Și astea, manipulările astea care le vezi tu, sunt manipulări făcute de ăia care au un interes să manipuleze, să câștige câteva ani, să ai sute de miliarde. Mm-hmm. Vai ce, vai ce criză, vai ce nenorocire. Păi băi, eu văd criză. Păi cum să văd eu criză când văd că UEFA de la 15 face 19 jumate? Păi dacă UEFA crește cu 4 jumate, cum să fie criză? Spune-mi tu, păi cum să fie criză? E, bine, UEFA a crescut și dă frică la ăștia cu Superliga. Lasă-mă că e frică, n-au frică, ce frică, lasă-mă, băi, cum să văd eu criză? Păi stai mă, cum să vezi criză? Uite la televizor, domne, meciul de fotbal masculin, 70.000 de euro, de dolari un bilet poate să fie. Păi bă, tu când auzi că costă un bilet 70.000 de dolari, păi mai poate să fie criză? Eu vorbesc la chestiune mondială, că nu noi. Că tu spui, păi România, păi România ce suntem noi? Noi suntem terchea-berchea. Noi contăm ce e în America, ce e în Germania, ce e în Franța și ce face UEFA. Aia contăm noi. Și atunci ce face America? 70.000 de dolari pe bilet. Ce da. Face Europa? 25 milioane în plus la EU Champions League. Păi noi asta trebuie să vedem. Doamne ajută, domnul Becali, să fie cum zice zona asta. Nu, bă, dar noi trebuie să avem inteligență, mă, nu să ne luăm după minciunile de la televizor. Da, lăsați-le naibii de emisiuni, nu e vorba de emisiuni. Păi nu, dar nu, păi dar ei așa spun. Apocalipsa! Nenorocirea! Ca să facă rating, nenorocesc lumea, oamenii se sperie săraci. Înțeles. Nu e mutat. Păi dar nu, păi dar... Și aia cine o face? Cine crezi că o face aia? Aia o fac tot aia miliardarii lumii care ei ghidează. Și dacă îi zic apocalipsa la unii... Am înțeles ce zice. Ei manipulează piața să facă mai multe miliarde. Păi da, dar eu care sunt băiat am inteligență, ce fac? Eu ce văd? Nu mă uit la TV. Păi nu, că, păi nici nu mă uit. Dar vreau să spun ceva. Dacă mă uit, ce văd eu? Bă, ce spui tu, că e apocalipsă? Ia să văd eu, mă întreb pe gineri, câte apartamente? Bă, tata, am avut 7 vizionări și am vândut 4. Întreb pe fată, băi, tată, câți... Păi tată, uite, mâine mă duc să vând două. Văd dacă eu vând apartamentele, unde e apocalipsa, mă? Ah. Ah. Și mă gândesc că nu sunt da? Ieftine apartamentele. Și sunt cele mai scumpe. Da. Bine, ăștia ai mei vând, eu le-am spus așa, și la fată și la ginere. Băi, voi vedeți cât e piața? Păi piața este 1000 utilul, cum vândei. Băi, 1450? Vinde cu 1350-100 în jos, cumpără lumea numai de la voi. Păi de ce? Păi noi avem și teren, avem și bani să facem. Facem altele. Uh-huh. Vinde marfa, vinde marfa, vinde marfa, altă marfa, vinde marfa, alta marfa. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Și atunci eu dacă văd lucrul ăsta, cum să spună mie cineva de criză? Du-te bă cu criza ta. Ne-am înțeles. Eu dacă văd că noi trebuie să tragem 80 de miliarde din PNRR, păi ia banii 80 de miliarde, unde se duc, mă? Și dacă eu văd că vin bazele NATO-americane și rachetele, pe unde să fie criza, mă, că vin americani? Mai vine și Burleanu, șef la UEFA și gata, ne-am scos. Păi dacă eu văd că evreii, bă, acolo unde pleacă și cumpără evreii, că dacă evreii cumpără în România, văd, a cumpărat un evreu, bă, tata, a venit un evreu, a cumpărat 10 case. Cum a cumpărat, bă? Păi a zis că cumpără 10 case, că se mută el și cu încă... 10 familii prieteni din Israel care se mută aici. De la dumneavoastră a cumpărat 10 case? Da, de la ginerile meu. A, am înțeles. Mamă, păi când n-ai 10 case? Ce trebuie? Milioane? Cât a dat pe ele? Păi a dat pe 10 case, nu știu cât a dat. Înseamnă că a dat vreo 4 milioane, că e 400.000 o casă. Wow. Da. Și atunci eu dacă eu văd asta... Păi da. Dacă eu unde văd e criza că... atunci? Păi unde e criza dacă evrei... Păi când da... Când investesc evrei undeva, mai există criza acolo. Păi acolo ei vor apăra ei evreii, vor apăra ei Israelul, îl vor apăra orice risc. Nu vreau să intru din astea, vă rog, nu vreau, cu Israel, cu alea, vă rog frumos. Nu, păi nu, dar vreau să zic. Am înțeles. Nici eu nu, dar vreau că se mută la noi. Da, am înțeles. Dumneavoastră ați explicat cu niște argumente concrete de ce nu e criză. Mi-ați spus, uite, Horia, 1, 2, 3, 4. Astea sunt argumentele. Restul e vrăjeală, restul e vrăjeală la televizor. Nu, păi vezi? Am înțeles. Aia e criză. Unde e criză?
E unde regulă. Criza, mă? Mai care e criza? Câte rar luam din televiziune? 30 de milioane, nu? Sau cât? Nu știu. Mai crescut cu 7, 8, 10 milioane. Acum o să vină iar. Băi, uite, mai renoim contractul, mai mărim cu 10 milioane. Unde e criza? La dacă următoarea negociere mai vrei 10 milioane în plus? Păi vreau mai mult? La cât ar fi, după părerea noastră, suma corectă pentru drepturi? Auzi, noi nu avem extraordinar de mare fotbal, dar problema e situația care este în România cu transmisiile astea și cu ce fac ei cu Digi, cu alea, că eu folosesc altfel. Trebuie să speculăm și noi faptul că ei au nevoie. Nu? Da. Eu dacă văd că tu ai nevoie de mine, eu nu fac. Dar treia, dacă n-aveam, spuneam, bă, Horia, să faci jetting cu mine, să-mi dai și mie 2-3 mii la o intervenție. Da. Și așa și noi cu Digi, cu Tesari. Băi, vrei să le iei? Da? Păi tu câștigi nu știu cât, atunci ne mai dai și nu atât. Uh-huh. Nu? Acum ați vreo 33 cu tot cu TVA. La cât credeți că ar fi corect? La 40 trebuie să fie. Uh-huh. Nu că ar fi corect. La 40 ca să, nu, să câștige și el puțin mai, să câștigăm și noi mai mult. Bun, dar corect. Dacă ar fi corect, ar fi mai mult de 40, nu? Cam acolo este. Cam 40 ar fi, cred eu. Uh-huh. Nu? Atunci dacă e văd Anglia, 300 de milioane, 1 miliard, băi, uite Haaland de la Haaland, da. O să vezi că o să coste 1 miliard. Uh-huh. Când ți-am zis eu de drăguș ăla, sau cum îl cheamă? Păi la mine, la Fanatic a zis atunci. 30 de milioane ți-am zis, nu? Așa e, așa e. Fix 30 a zis. Fix 30. Și 30 s-a vândut. Vezi cum le ghicesc? Da. Pentru că de ce? Pentru că eu mă uit și văd, citesc în neant. Așa. Păi citesc în neant, citesc în viitor, în aer citesc. Așa. Citesc în umbre. Nostradamus, Gigi Becali. Da, mă, da, păi, dar nu e așa? Criză, sperie lumea. Unde e criză? Așa, să nu fie nicio umbră. Bravo. Păi unde e criza, mă? Păi, domne, că luăm de un împrumutul și care e problema ta? Păi, dar băi, dar din împrumuturi? Păi noi suntem, cât suntem împrumutați? Nu știu, 60%, nu? Nu, băi, Italia este împrumutată 120%. Da, dar știu că am depășit 50%, nu știu acum exact cât. Nu, da, avem 60%. Mm-hmm. Și Italia știi cât e? Mm. 120%. Da, și America 1000%. Cred că... Păi vezi, și atunci cine interesează pe noi că e împrumutat. Da. Și mă mai uitam la ceva, uite, apropo de bani și de FCSB, tot ce se atinge de FCSB pleacă pe bani. Toți. Pentru că, uite, țin minte și ce ați zis mereu în ultimul timp. Bă, nu-i mai duceți voi, bă, grija lui Haralambus. Haralambus o să plece pe 1 milion când o pleca de aici, de la noi, de la FCSB. Da, dar vezi, uite, că acum că s-ar putea că nu se plece. Că Haralambus, dacă califică el echipa, el a spus, domnule, eu fac ce zici. I-am zis eu lui în glumă. I-am zis, o să te vând și pe tine și o să iei 3 milioane salarii. Și el știi ce a zis? A. Și dacă am ofertă, tu de vei zice să merg, să merg. De nu am să rămân aici, a zis. Și atunci am zis, pentru cuvintele astea, dacă mi ajută Dumnezeu, îi voi face salariu atât de mare și din prime de câștigat, încât să nu mai plece nicio țară din Arabia și să stea frumos aici, așa, la mine, la biserică, la bază, la FCSB. Serios? Îi voi face salariu mare, da. Îi voi da prime mari, sute de mii din calificări, uh-huh. Și să nu mai plece omul nicăieri. Adică să ajungă pentru omul să câștige milionul la dumneavoastră, cum s-ar zice. Păi dacă așa a zis, domne, dar voi avea ofertă, te voi întreba pe tine dacă tu ești de acord. Uh-huh. Și fac ce zici tu, uh-huh. Că-i vezi. Da, dar el când, până când are? Până în vară sau până când are contract? El are un an, până în vară are. Așa. Gata, acum nu mai are. Acum el are cât vrea el. Uh-huh. Adică cât vrea el și cât vreau eu. Și eu vreau pentru că e un extraordinar de om. Și ce? Îi mai prelungiți 2-3 ani, probabil, nu? O să văd în funcție de rezultate că vreau să-l țin, ca să-l țin trebuie să-i dau salariu mare. Adică să-i dau dar salariu el cât, mare, cât are acum, domnul Becali? Nu are, acum 5.000 are. Ouăleu, atât are 5.000? Dacă ne calificăm într-o cupă europeană, îi fac 20-25 de mii, îi dau 500 de mii primă. Aha, am înțeles. Păi nu? După aia omul nu mai pleacă, nu?
Normal, nu trebuie... vreau să mai pleci. Da, am înțeles. Vreți să-l țineți? Trebuie... Vedeți și cum se termină campionatul ăsta, normal. Bă, campionatul o să fie luat, că n-are ce, adică cine ce, n-are ce. A, păi e clar că atunci îl ții, îi prelungiți atunci, clar. Păi clar, e clar că îi prelungesc. Bine, o să fie și Chiricheș care va rămâne aici secund și Pintilii. Rămâne Chiricheș secund? Păi Chiricheș, am zis el dacă a fost caracter așa frumos. Și a zis, dom'le, nu mai vreau 40.000, vreau 5.000. Pentru că nu îi merit, a zis. Eu nu vreau să iau, eu am bani. Chiricheș are 15-20 de milioane. Adunați. Înțelegi? Și mi-a zis omul Bănea Gigi. M-ai luat acolo de la Lignit Oltenia și am făcut 10 de milioane. Acum, ca să-ți iau banii, nu e frumos, a zis. Înțelegi? Dacă o să joc, când o să joc, o să iau 40.000. Dacă nu o să joc, numai 5.000, greu, a zis. Că plec de acasă și că mă antrenez. Și vezi ce caracter frumos? Și atunci am zis, bă, atunci tu vei rămâne aici. Și de va fi, vei rămâne, dacă vrei, că el a zis că vrea să joace. Atunci vei fi jucător și antrenor secund. Da. Da, frumos. Frumos chiar... caracter. Da, da. A zis, dom'le, am făcut cu dumneata 10 de milioane. Că a făcut Chiricheșare, 20 de milioane adunați, că e băiat sângăreț. A făcut bani mulți. A luat și 3 milioane avea salariul la un moment dat. Înțelegi? Și atunci el nu s-a mai uitat la banii la care omul care l-a lansat, că eu l-am lansat pe el. Bine, bă, poate pleca el. Dar pleca, dacă pleca de la Lignitul sau de la Rapid, nu pleca ca de la Steaua. Nu? Sau de la Dinamo. Da, da. Nu? Și atunci, clar. Și atunci omul... V-am zis, tot ce atinge FCSB Steaua e aur. Ăsta e adevărul. Nu vedeți? Joci la FCSB, pleci pe grămadă bani. Antrenezi la FCSB, pleci pe o grămadă bani. Ăsta e adevărul. Păi vezi. Păi nu, ăsta este adevărul. Ce să mai lungim povestea? Așa și, este. Și avem și noi o perlă. Și vrem să o distrugem și pe asta. Dar e greu. Dar e greu să o distrugă. Da, am văzut că iar va intenta talpa în proces. În ianuarie. Cu ce? Nu mai știu. Cu ce? Va da proces, că răspundere delictuală. În ianuarie a băgat dosarul. Ce delictuală? Cu ce? Nu știu, ba iară, nu știu ce v-a cerut. Iară, v-a dat în judecată, o să vă vină, probabil. Nu știați? Că mi-a... Că ce? Nu știu ce răspunde. Da, nu știu, am văzut doar știrea că a băgat iară dosar împotriva lui Gigi Becali pe răspundere delictuală. Eu nu s-așa, nu mă pricep așa de bine la chestia. Bine, hai să spun ceva. El acum, el săracu, este un fel... E bine că este un fel de delectare a judecătorilor. Se mai delect judecătorii săraci dacă ei... Toată ziua judecă și fac și obosesc, mai apare talpan, mai se delectează și ei cu talpan. Adică ce e, divertisment pentru judecători? Da, 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 da. Da. Înțeles. De ce, domn Becali? Că e haios? Păi da, e chicatei încă mai. Uitați, domnul judecător, uitați! Cum face? Am fost odată acolo în sală. Da. Bă, nu mai puteam, leșinam de râs judecătorul meu, domnul Becali, bă, nu mai puteam să mă abțin, am ieșit afară. Uitați, bat jocorește, uitați, domnul judecător, cum bat jocorește, uitați, dar eu nu bat jocoream, nu puteam să nici n-am de râs. Și el cum facea talpan? Păi a furat armata! A furat armata! Apărați armata, domnul judecător! Nu, da, cum a zis ăla, aia mică, așa, pă. Da. Și ce, ați murit de râs și ați ieșit din sală? Am ieșit din sală, păi, dar nu puteam să mă abțin și mi-a judecător. Mi-era ajenă de judecător. Am ieșit din sală, că nu mai puteam să mă abțin. Leșinat, cum deschidea gura el, cum bă, punea râsul pe mine. Și atunci a zis, bă, dacă mă deschide ăsta odată gura de leșin de râs, mai bine ies din sală. Și am ieșit. Din ce știți, se mai face ceva cu CSA-ul ăsta sau gata, s-a cam terminat, numai povești? Ce să se facă? Nu știu, echipă. Le vom câștiga procesele corea și după aia n-au ce să fac. Sau e posibil să vină odată unul la putere care să zică, băi, ce-i circăraia asta? Hai să terminăm bulciu. Pentru ce cheltuiți bani? Stai să vedem curtea de conturi, că nu știm ce s-a întâmplat acolo, ci că 100 de milioane. Pagubă. Cât? Și la un moment, 100 de milioane. 100 de milioane care nu poate să le justifice? Da. Pagubă, nu știu. Așa a fost raportul. N-a zis la televizor, raportul 100 de milioane, pagubă.
Raportul corpul de control. Așa. Și ziceați că poate vin unii și spun... Că, și, ce spun unii dacă vin? Ia gata, bă, cu circul? Păi terminați cu, pentru ce, adică circăraia asta și cu banii dați degeaba și cu ce, adică ce fac? Facem România mare sau ne bat jucării în România? Pentru ce asta? Nu? Și poate să vină să zică, bine mă, ce e? Că chiar de să zice că ne n-aș câștiga eu. Să zică, ce spuneți mă voi că marca aia? Că marca aia că face bani, nu? De aia țineți voi fotbal. Că de aia e motivarea. Când Cuc a zis care este motivarea, oportunitatea. Exact așa. Care este oportunitatea de a aveți procesul ăsta și cu tare? Și a zis, domne, că marca costă mulți bani. Și vine unul ministru sau prim-ministru, zice, bine, mă, costă mulți bani, de voi jucați cu becalii, hotără, că pă, numai pe hotără de guvern se poate acolo. Că ți-am zis, acolo nu se poate marca aia să o vândă ei, că o dă ei la un investitor. Așa, nu și vine cineva și ce zice? Și zice, ia scoate, bă, la vânzare. Hotără de guvern o scoate la vânzare, la licitație. Hai să vedem cât costă și o vine dacă costă atât de mulți bani. Nu? Pentru ce să cheltuim bani când putem să luăm bani? Ia vindeți marca, mă. Marca reprezintă în fotbal, adică cum ar veni. Da, da. Și vă duceți dumneavoastră și o cumpărați și gata, s-a terminat povestea. O cumpăr dacă îmi convine. Dacă nu îmi convine, să o cumpere altul, care e problema, nu? Așa, dacă o să o dea, o să o dea cu vreo 100.000, să zicem că o iau. Păi o cumpăr cu... Băi, Horia, o cumpăr cu cât s-a... O cumpăr de 5 ori sau de 10 ori cu cât s-a vândut rapid marca. O cumpăr cu cât s-a vândut petrolul marca. O cumpăr de 10 ori cu cât s-a vândut marca FC Argeș. O cumpăr de 10 ori cu cât s-a vândut toate mărcile. O cumpăr de 10 ori mai mult. Cu cum s-a vândut marca asta, cu cât s-a evaluat 7.000 de euro s-a evaluat Universitatea Craiova, FC. Atâta în instanță, a evaluat-o 7.000 de euro. Și o dau 70, de 10, dau 140, de 20 de ori mai mult decât. Și Universitatea Craiova a fost și ea, mare, n-a fost? Da. Maxima Craiova. Cum? Uriașă. Maxima Craiova s-a vândut marca ei cu 7.000, adică asta a fost evaluată în instanță. Nu? Și atunci scoate-o la vânzare. O să-i zică, băi, valorează mult, scoate-o la vânzare. Și atunci vedem cât costă. Nu? Da, da. Și atunci o iau, terminăm bulci și gata. Asta e împăcarea. Scoate-o la vânzare marca, asta este. Asta e împăcarea. Am înțeles. O luat și s-a terminat telenovela. Păi da, da, dar la licitație, nu că bă, Becali dă tu milioane, nu că nu dă Becali milioane, să dăm cât merită ea. La licitație. Bine, nici nu poți să o cumpă Coria. Marca asta nici nu poate, că zic ei, n-ai văzut că ne asociem tot, bat câmpii, abar n-au. Bă, nu te poți asocia decât marca trebuie vândută la licitație. Că de-aia avem și plătim miliarde acum, că n-avem inteligență juridică. Au luat-o aia și au băgat în UNESCO. Păi cum o bagi, bă, în UNESCO? Noi avem proces cu aia. Când o bagi în UNESCO, pierzi miliardele proces cu Gabriel Resources aia. Și noi, inteligența asta, băi, n-avem inteligență. Băi, cum să faci mă asociere cu un privat? Pentru că marca trebuie să fie scoasă la licitație, fă! Dar trebuie scoasă și toată echipa aia n-are cum decât dacă o dă la o asociație non-profit. Dar asociația non-profit, ca să ia marca, trebuie la licitație să o ia. Pentru hotărâre de guvern nu poate altfel, nu înțelegi că nu poate. Ei tot bat câmpii. O să ne asociem, o să vină un privat, cum să vină, mă, bun, vine. Dar marca trebuie la licitație să o dea, nu poate să o ia. Chiar orice privat care vine nu poate lua marca. Decât până licitație. Nu poate să o ia. Da, am înțeles. M-ai înțeles? Da, da, da. De-aia nu poate ei se încurcă, ei n-ai să se încurcă da, ei. Da. După 5 ani că vine un privat, zice privatul, da, domnule. Am venit, hai să facem, cum facem? Păi facem o asociație non-profit, vă dăm toate. Păi cum le dați? Că nici nu poate să le dea nici gratuit, cum mi le-a dat atunci la asociația lui Păunescu. Atunci a fost obligat, UEFA obligat, acum nu mai au. Păi bă, nu puteți să le dați, trebuie să ne dați măcar 10 milioane cât am cheltuit până acum. Face asociația trebuie să aibă 10 milioane din cotizații de la omul de afaceri, cum ar veni, și după aia, după ce face asociația, după aia zicea, domnule, să luăm marca. Că ei iau o echipă fără nume. Hai să luăm marca. Păi cum o luăm? Păi trebuie hotărâre de guvern și licitație.
Și nu poți. Vine și a de Calimarca. Și a dat echipa la privat, a dat și privatul la vreo 10 milioane, dar Marca nu poate să o ia, că participă pe care la licitații. Și o ia pe care. Da. M-ai înțeles? Da, mă uitam deci ce... Deci marca aia nu poate fi dată, Steaua, decât numai până licitație. Nu poate fi dată. Am înțeles. N-are cum. Ați spus foarte clar asta, clar. Mă uitam ce... Da, e purcătura lor. Că da. Domnule, privat, că te auzi și pe tine, că mai zic, dar vă asociați cu privat. Bine, se asociază cu privat. Dar marca nu poate fi dată decât până licitație. S-au încurcat, cum e vorba noastră? S-au încurcat ca pui un lână. Ca pui un lână, așa e. Că aveți vorba aia. Ca pui un lână. Mă uitam și la Craiova. Credeți în povestea asta cu o singură Craiova? Ce a zis Olguța? Băi, e posibil să fie o singură Craiova, dar e, nu știu cum. Numai dacă Mititelu rămâne cuțitul la os. Și Mititelu, dacă are și cuțitul la os, ce zice? Bagă cuțitul, bagă și ferăstrău, taiem și osul și tot nu fac cu Rotaru. M-ai înțeles? Da. E, iar Rotaru nu mai e, eu am vorbit cu el. Rotaru e posibil, dacă vin alți oameni de afaceri sau altcineva, sau cine știe, să se implice primăria, să zică lui Rotaru așa. Bă, ai cheltuit până acum 25 de milioane? Că atât are cheltuit și el, Rotaru. Uite, facem o convenție, o ia primăria și jucătorii, când vindem jucători, îți dăm banii, treptat. Pentru că Rotaru nu mai vrea, Rotaru e un om deștept. Rotaru este un om al cifrelor. Ce, Rotaru nu mai vrea să continue? Păi nu, că nu vrea să continue. Rotaru nu-i convine să piardă bani și și-a dat seama că n-are cum să-i scoată. Și pe cât stă, se afundă mai mult. Și Rotaru e prea deștept, Rotaru e om de cifre, care nu-i place să piardă bani. Și el nu concepe, cum mă, eu om deștept, fac afaceri, drept, putare, matematician, cum mă să nu pot? E, uite că aici nu poți. Înțelegi? Și și-a dat seama și omul nu mai vrea, că e prea deștept ca să mai stea în fotbal. Eu așa cred, nu și-am vorbit cu el. Mi-a zis, bă, Gigi, pe cuvântul meu o dau. Păi nu-mi convine, mă, ce fac, dau toți banii la fotbal. Da. Nu-i convine. Mulțumesc mult. La Șucu e altceva. Da, vă rog, vă rog. Este, la Șucu este și ce este. La Șucu este un fel de, cum să spun eu, are euforia. Are și nepoții ăia cu tare, euforia asta cu tare la început. Înțelegi? Acum mai cu tare, îi mai place și imaginea cât de cât lui, că n-ai văzut să ducea la emisiunea cu Lei. Înțelegi? Și atunci... Îi place imaginea, e cu tare și începe la Rapid. E adevărat. Dar Șucu, iar e un om foarte deștept. Șucu peste vreo 3-4 ani, ține minte, peste 3-4 ani. O să vezi. Șucu acum e entuziasmul. Când o să-și dea seama Șucu, păi Șucu e chiar mai econom și mai calculat decât Rotaru, că eu îl cunosc. Șucu e un om calculat, păi Șucu când vedea peste 3-4 ani că bagă banii și nu îi mai scoate, mă zic că, băi, fraților, la revedere. Eu așa cred, nu știu. Nu că n-are, că Șucu e un om de afaceri care la el crește, nu există criză la Șucu. Dar el crește afacerea în permanență. Pan ce trece, crește afacerea cu 10 milioane. Crește afacerea. Da, înțeleg, da. Înțeleg? Deci ziceți că e entuziasmul de început. Entuziasmul de început. Înțelegi? Dacă mă apuc eu de el acum ca lumea, mă țin de capul lui și dau la căpățână ca lumea, îl desmeticesc. Înțelegi? Da. Înțelegi? Îi dau eu ca lumea dar acum. Dar ce înseamnă că îi dați la căpățână? Că îl bateți? Adică sau... la Rapid. Da, da. Știu, normal. Băi, da, la Rapid. Băi, Șucu un om mare calitate ca om. Ca om, Șucu îl cunoști? Șucu un om de... E o poveste, un om extraordinar de om bun. Da, tu ai văzut că eu nu vreau, când vorbesc de Rapid, mă gândesc să nu se greșesc ceva, nu de Rapid, mai mult de mie rușine de el. Da. Ieri mi-a zis, zice, transmite-i domnului Becali că vin după el. Venim, prindem viteză și râdea. Râdea la telefon. Zice, bagă, zice, băgăm cărbuni, făcea. Spune domnului Becali că venim.
Tată, eu de-am zis eu, când vorbesc de la tine, mi-e rușine. Vorbea, dar bine, nu, și el tot așa vorbea, tot în spirit așa nu, amical. Da, adică e om de prea mare calitate. Adică, și da. Nu vreau, dar asta ce zic, că îi dau la cap, îi dau până la urmă, că îi dau, o să vezi, dar vreau să-i dau mai repede cât se așteaptă. Mm. Adică vreau peste 5, da. Am înțeles. Da. Să se bată pe locul 2 până le-o răsâs sângele. Să se bată toți. Pe locul 2. Stai puțin. Nu e posibil că să ia Rotaru locul 2. Stai să vezi. Da, că Rotaru acum el are obiectiv locul 2. Da. Înțelegi? Uh-huh. Și se poate și e posibil să le ia locul 2 Rotaru și locul 3 să locul 3 joacă cu pele, joacă cu locul 7 parte. Fiți atent că mi-a venit acum o idee, o întrebare bună de tot. Bună. Cine ați vrea să fie echipele din play-off? A șasea echipă, de fapt, că restul sunt cam clare. Păi așa se vreau să fie Hermannstadt. Hermannstadt. Uh-huh. Da. Cine, cine nu v-ar conveni? Păi bă, toate îmi convin. Hermannstadt Sepsi? Și OSK-ul îmi convine. Bă, într-un fel, între OSK, să zicem, și OSK-ul îmi convine. Pentru că OSK-ul se bate pe bune, adică nu există să se dea la o parte de Osechi. Ăla e un om cu minte de Osechi, nu face blaturi. Înțelegi? Și sunt ambițioși ungurii. Că ei sunt cu ungurei la alții și se bate între unguri câte ei ambiții între ei. Pe Hagi l-ați vrea în play-off? Păi Hagi este, mă, în play-off. E, mai sunt patru etape, nu. Sau câte sunt? Nu mai, mă. Păi da, ce bate pe Dinamo și la revedere. Păi Hagi, păi dar nu, păi dar... Păi nu ți-am zis că vreau Hagi în play-off? Vreau pe Hagi în play-off, să zicem, cum să zicem, să nu exagerez, 50% de cât vreau să fiu eu în play-off. Am înțeles. Îl vreau pe Hagi în play-off. Deci, adică vreau, da. Îmi pare rău de zică, adică de ce? Dacă respecti fotbalul și munca unui om, trebuie să vei pe Hagi în play-off. Pentru că ca Hagi, nu există în fotbalul românesc. Adică muncă, banii lui, munca lui, chinul lui, toate ale lui. Nu există altul așa. Am înțeles. Deci Hermannstadt-ul, așa ca idee. Am priceput. Hermannstadt sau OSK-ul. E Mititelu v-ar conveni dacă ar prinde play-off-ul? Bă, Mititelu mi-ar conveni mai mult decât toate. Bă, dacă ar fi după mine, n-ai mai ține cont nici de Hermannstadt, nici de OSK, de nimeni. Cel mai mult, dacă s-ar putea, Mititelu îmi convine. Care ambiție. Și se bate cu toți la sânge. Dacă nu-l vinde pe Bauza, dacă îl vinde pe Bauza, la revedere. Și ce facem în Bauza? Bine, ce să fac? Păi ce? Nu-mi spuneți că nu vă... E jucător bun, Bauza, acum... Olea, e foarte bun jucător, numai că eu dacă mi-l dai, la mine nu joacă, n-a ce să fac la mine. Deci Mititelu-l vreți peste toți în play-off pe Mititelu? Peste toți, primul Mititelu. Pentru că Mititelu se bate, are orgoliu, vrea să se bată cu toți, să arate și el cu tare. Și vreau pe Mititelu, cel, și care are și echipă. Are și echipă, el Mititelu. Are câțiva jucători foarte buni. Foarte buni. Da, mă, dar face el câteodată, o dă el câteodată în balt. Înțelegi? Bă, Achim ăla-i ține echipa lui, ăla-i dirijorul, cum e la mine șut. Dacă nu-l bagi și pe Achim, el câteodată nu-i convine de Achim, că nu se antrenează, că nu face, nu-l bagă pe Achim, mănâncă bătaie. Că ăla ține toată echipa, Achim. Înțelegi? Pe urmă, are el ambiție, nu-l bagă pe Bahasa, că nu știu, n-a semnat cu el. Bagă-l, bă, oricum n-a semnat. Și cine o să-l ia toată lumea pe Bahasa? Bagă-l pe Bahasa, că ăla ai revaloare. Înțelegi? Se ambiționează cu ăla, cu fundașul dreapta ăla, nu știu cum cheam, negru ăla cum cheam. Are niște dale ale lui, niște fixuri, ale lui. Fixuri. Ai niște fixuri de alea oltenești pe care pierde, știi? Da. Bună, e jucător bun pe asta, nici eu nu înțeleg de ce nu-l bagă. Am înțeles ideea, dar în fine. Numai, na. Are. Dar eu, primul, dar nu am zis de el pentru că nu prea are șanse. Că nici nu cât are, 31, nu știu cât are, nu știu. 31, 30 de puncte cât are.
Eu primul, adică ar fi Mititelu, al doilea Herman Seat și al treilea Dioseghi. Aha. Aha. Da. Așa aș vrea, adică oameni care se bat uh-huh. în play-off. Da. Ia uite deși nu-și mai am nevoie eu în play-off după aia, știi? Da. Ia uite cine îmi scrie. Ia uite cine îmi scrie. Cristi Borcea îmi scrie. Ce scrie? Nu știu, acum scrie, nu știu ce scrie. A, ce, ați mai ținut legătura cu el? Dar e finul meu, normal, că vorbesc din când în când cu el. Da. Da, e finul meu. Nu cred că nu mi-a scris ceva de dumneavoastră. Are, îl doare da. Că nu mai, adică e așa, regretă că nu mai e în fotbal sau gata, nu-l mai interesează? Păi nu e, mă, el a fost deștept, el are un simț. El și-a dat seama că cheltuie bani și nu-i mai scoate niciodată. Și atunci a făcut pasul și a plecat atunci când a plecat el. Deci a fost foarte deștept. Păi da, păi altfel tu îți dai seama ce se întâmpla. Păi ce? Faliment. Ce n-ai băgat toți banii în fotbal. Toți banii în fotbal, îți dai seama. Ce să... Da. Tu nu vezi pe ce e acolo la Dinamo, ce tu nu vezi. Toți bani, toți care au fost. Vova, Turcu, Walter, Borcea, Netoiu, toți au pierdut bani acolo. Milioane și milioane. N-ai văzut singurul pe baricare care a rămas. Războinii cu luminii. Războinicul din Champions League. Păi da, bă, păi da, eu nu vezi că toți au căzut? Da. Nu vezi că toți au căzut? Eu singur care am rămas. Ca să vă citez, pătura v-a acoperit vârful picioarelor. Păi da, păi tot timpul am avut grijă. Păturica? Păi n-ai văzut acum. Păi da, Dumnezeu, da, și Dumnezeu mi-a ajutat. Aveam acum, păi dacă m-am rugat la Doamne, scap de ăștia odată. De Ganea, de Rotariu și de Djokovic. Că aveam salariu mare, deci aveam vreo 100.000 pe lună numai la ei trei. Dar câți aveau fiecare? Păi avea Djokovic 20, la Rotariu 20, celălaltul vreo 20. Vreo 60 cu taxe, vreo 80-90. Uh-huh. Deci mă gândeam... Și vezi, m-a ajutat Dumnezeu, am scăpat de ei. Uh-huh. Dar tu îți dai seama? Nu? Da, mai ales când faci... Că nu mai fac eu acte acum. Vrei să joci la FCSB? Da, un an. Un an plus 3 ani. A, gata? Ăsta de acum așa faceți? Păi, dar ce să fac, mă, să mă închid cu jucători pe 2 ani, pe 3 ani, ca să ce, să... Deci cum faceți? Spuneți-ne cum faci, care e strategia de acum? Putem să fac numai pe un an și un an și cu opțiune încă trei. Aha. Și zic, bă, dacă vrei, bine. Sau dacă nu, nu-ți mai zic. Că e secret și sunt unele care n-ai voie. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Nu, tată, fac acte de siguranță. De pentru ce să te țin eu la mine aici 3 ani, 4 ani pe tine, dacă mie nu-mi place? Da, și să-ți dau banii și tu să nu faci nimic. Păi dacă ai un an de zile, după 6 luni de zile te văd, cât mai ai de luat? Încă 120.000 pe lună, încă 6.120. Ia-mă 50, pleac. Uh-huh. După 6 luni de zile îți dau afară. Îți dau 50.000 pleci acasă. Uh-huh. Am înțeles, nu? Da. Da, ca să nu mai aveți niciun risc. Da, n-am nicio treabă, nu mai stau. La mine din 5 rămâne 1. Da, și tot schimbați până găsiți 11-le ideal, cum a zis, smântâna aia, sau cum ați mai zis? Până se alege smântâna. Da. Mulțumesc, domnul Becali, pentru toate declarațiile. O zi bună. Da. Conferință de presă. Da. Asta cu... Nu mai spun că nu e gratis, adică semnează pe un an și cu un contract pe 3 ani. Contractul al doilea, pe azi n-am voie. Și îl înregistrează doar dacă acel jucător dă satisfacție. Da, bineînțeles. Da. Bine, dar omul... Hai să spun un lucru, că nu o să stau, că avem multe subiecte de discutat. Și nu o să stăm acum. Dar ce spune el și are dreptate este... cam din cei toți, din ultimii 20-30 de ani, mai înțeles, e cam singurul care a rămas la nivelul cel mai ridicat. Bine, și Mititelu a rămas cu pauza aia care a fost. Și Mitel, bun, nu, eu mă refer la,
cum să spun, nivel. La topul ăsta, războinicul a rămas numărul 1. Adică, cum Nenuțu să spun, Barca, eu mă ref... nu, 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 nu-l pune pe Nenuțu. Fost tot timpul aici. Nu, nu-l pune pe Nenuțu, Barca și Pășucu și pe Rotaru. Nu, nu discut de aia. Din punct de vedere al performanțelor, numărul 1 este Nenuțu Varga. Am închis povestea, n-ai. Că omul vine și spune, domne, 5 titluri sau câte a luat, 6 titluri. Stai, că nu-s toate, sunt și alu' Pașcani din ele. Nu, în fine, dar nu, ca performanțe. Eu vorbesc ca și trofee ridicate, numărul 1, ce știm toți. A luat cel mai mare brand al României, Steaua. Da. Dar Gigi a rămas pe baricade de 25 de ani, de pe vremea lui Iancu, de pe vremea lui Porumboiu, de pe vremea lui Bucșaru, de pe vremea lui Nețoiu, de pe vremea... Omul a rămas în... Branduri mari au fost și Dinamo și Rapid. Vorbind așa pe limba tribunei, pe limba peluzei, șmecherul. N-ai, adică la capitolul ăsta n-ai, șmecher. Om de afaceri. Și a știut să-și țină banii. A știut să-și țină banii. M-ai înțeles? Și uite-l acum că are prima șansă, dar îi spun, nu s-a terminat nimic. O are grea. Cu Rapidul o are grea. Și credeți-mă, Gigi Becali știe cu are grea. Pentru că un om inteligent. Dar el de-aia le spune, el joacă psihologic. Bă, așa cum a rezistat el 6 ani, că nu ia nimic, 7 mai rezistă, deci nu e o problemă. Nu, nu, e în momentul de față favorit, dar Aline, nu s-a terminat nimic. Că știi cum e? Să zicem că rămân 9 puncte, fii atent. Până în ultima etapă a sezonului regulat, da? Rămân 9 puncte, ascultă-mă puțin. Rămân să merg cap la cap, da? Eu vorbesc de Rapid. Așa. Sau meci între ele, fac asta egal. Zic, te bate Rapidul, da? Și intri în play-off cu 3 de fapt, că rămân 6 jumătății de 3. Un meci. Hâț, e nebunie. M-ai înțeles? Deci e nebunie. De asta îți spun, nu e nimica, nici pentru CFR nu e nimica. M-ai înțeles? Cred că e terminat totuși titlul pentru Universitatea Craiova. Pentru Craiova. Nu, adică, sincer, matematic, nu-i văd pentru că știi ce se întâmplă? Problema lui Rotaru, de ce zic că pentru Craiova e terminat titlul? Pentru că el trebuie să depășească nu o echipă, 3 echipe. În matematic n-ai cum. Parcurit. El trebuie să joace. Pentru că toți fac dacă îi batem pe aia. El n-a bătut pe nimeni, a bătut cu Hațegan pe la Sepsi pe acolo. Cu Covaci. Doamne, să mă iert Covaci. Da. Aline, să știu un lucru. Lăsăm la o parte meciul de la Sepsi, care, mă rog, a intrat și Crăciunescu și alea. Să știi că înainte de meciul de la Sepsi, mai înțeleg, pentru echilibru, îți spun lucrul ăsta, așa, ei au fost ciordiți rău de arbitri, Craiova. Au cu FCSB penalti? Penalti. Cu Farul penalti. Cu Farul penalti. Penaltiul clare. Cu Farul e clare. 60%, 70%. Aline, se dă. Ăla la Mitriță. Nu, ai zis peste 50. Când e peste 50, da, se dă. Da, se dă. Cu FCSB, ce, Hențul ăla? Păi Hențul ăla. Nu au avut două meciuri ăla în care au fost, cum să spun, niște faze clare împotriva lor. Și uite, îți mai spun ceva, de exemplu, cu Farul. Alta era și alta... Știi cum e, Aline? Că tu ești un tip, un băiat trecut... Alta era dacă tu băteai Farul atunci. Asigur! Se schimbau multe, stare de spirit, alea. Nu are echipă cu caracter. Da, ai okay. 2-0 nu, cu Iași, dar ce vreau să zic că ai 2-0 cu Cluj, termin 2-2. S-a făcut dita mai tantamul cu Craiova la Sepsi, dar s-a făcut dita mai tantamul... Bă, da, hai să spunem și că Craiova a fost tocată. Înțelegi? Da. A fost tocată de când a început asta, la cel puțin 2 meciuri. Adică, per total, mi se pare o echipă mai degrabă dezavantajată decât avantajată. Ei, asta Craiova. Numai, nu. Acum, de când a început returul? Deci, nu i s-a dat un penalti cu Farul. Farul, clar. Aici, bancul cu Ucluj, bancul spune, ăștia au jucat în 14. Păi tu după ce ai făcut la... Nu, acolo a greșit bancul. În care 14 au jucat? Că e penalti. Acolo a greșit. Ți-au dat două penaltiuri. Deci tu, în prima repriză cu Ucluj, ai avut două penaltiuri care au fost. Îmi plăcea de Vătăjelul, cum își căuta foștii cu echipier pe acolo. Da, Vătăjelul... Băieți. Iar ce a fost acolo... cum să spun, unde aia trece, da, aia, la Sepsi, da, aia eu și Vivi, care suntem mai cu părul alb sau chiar deloc cu n-am mai văzut de pe vremea lui Sunecciulescu. De pe vremea aia. Da, sunt de acord când cu tot nu ce... era var, bă, nu sunt era de acord nimic. Cu tot ce spuneți, a zis și azi, dar încă o dată, m-ai înțeles? Da, a fost, dar și Craiova a fost dezavantajată. Dar repet, una e, bă, când, dacă tu îl băteai pe Hagi, tu Universitatea Craiova plecai cu alt moral. Lucrurile se schimbau. Nu l-ai bătut că ai jucat prost. Ai meciurile cu ea.
Dar de acord, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-i dai. Băieți au jucat bă, în spatele apărării. Aline, nu trebuie, asta nu înseamnă că nu trebuie să le dai. Băieți, universității da nu trebuie să-i dai ceea lui, da atunci, ceea lui Mitriță. Da atunci Mititelu, cu, când s-a dus la Farul și penalti clar, ăla nu mai joacă de trei etape companiuci, pardon. Bă, bânte, da. Bun, ăla nu e? Ba da. E fază clară ba și văzută. Da. Păi știi cum îi ziceau ăștia lui Farul, așa mai, eu nu-mi permit decât să reproduc. Îi ziceau Varul Constanța. Cine a zis? Lumea așa, în mediile online. Serios? Varul, e bună varul, asta. Varul Constanța, varul, n-am știut-o da. Pe asta. Că o n-au pus Varul acolo. Varul, pentru că toate... Toate varurile, varul, da. Bine, mai puțin varul, offside-ul. Mai puțin offside-ul ăsta cu VCSB-ul. Dar penalti cu Daua, cu nu știu ce. A fost penalti. A, și eu zic că a fost. Și eu zic că a fost. Aline, e simplu. Ăla dă primul cu capul, Daua vine întârziat. Ăla e penalti. Deci eu ies din sfera arbitrajului. Dar n-am știut, mai zi o dată. Deci cum mi se zice în culise lui... Prin mediile online, așa. Cum mi se zice? Varul, varul, loc de FV. Adică știi cum e? FCV, FCV, varul. Asta e denumirea oficială. Dar ăla vine de la Varu. Așa zice lumea, nu, eu n-am... Așa, și chiar nu-mi permit eu să spun vreun cuvânt rău vreodată la adresa Farului și a lui Hagi, că e o echipă care chiar... la care dai drumul la televizor când începe meciul. Da. Să le vezi meciul. Bun, Aline, și asta vreau. Hai să facem o analiză, mai înțeles acum. Cum vedeți lupta la titlu și de ce FCSB-ul ar putea să o pierdă? Pentru că avem play-off. Doar pentru asta. Pentru că eu dacă mă uit în top 5 campionate, zice, domne, nu compara cu ea. Ba, compar că în fiecare din campionatele astea există câte un raport de forță. Nicăieri nu există avans de genul ăsta. Adică acum a bătut Leverkusen, s-a dus la 5 puncte, la 5 nu știu puncte. Ce. Nu. Aia n-au VAR. N-au VAR. Cele 5 puncte, clar. Dar la noi play-off-ul schimbă radical datele probleme, că pentru că cele 9 puncte care nicăieri nu mai sunt, devin 5, devin 4, mai pierzi, mai nu știu ce, și atunci practic e un alt campionat. Acum, de regulă, cu foarte mici, aproape inexistente excepții, cine intră și cu niște puncte în play-off, pe ăla cam și rezolvă problema, da. Lupta la titlu, e clar că în momentul ăsta are 80% FCSB-ul și peste șanse să o ia. Nu văd ce s-ar putea întâmpla... Depinde vorbeam cu un mesaj cu prietenul Cristiano Bergo din zilele trecute și a spus Lontano, departe. Sigur, i-au câștigat acum, Rapidul și-a câștigat toate meciurile din primăvara asta, jucând uneori bine, uneori așa și așa, bun, 12 puncte, FCSB, meciul cu Farul aratat, spune Gigi acum, intră, și zice, domne, cum i-a zis lui Șut, motorul... Dirijorul. Păi, fără dirijor au câștigat cu Sepsi, fără celălalt dirijor Olaru, n-au câștigat cu Farul. Vorbim în versuri. Da. Și, cum să spun, există acești jucători esențiali în toate echipele care își vor pune amprenta asupra evoluțiilor echipelor până la final. Uite Sepsi fără Ștefănescu. Odată răcit, odată galbene. Și ce am văzut eu la FCSB aseară? O bancă de rezervă subțire, subțire. Și eu vorbeam cu cineva, bă, pe cine bagă acum apără de Slovescu? Ce se întâmplă în play-off? Deci, marele pericol al FCSB este banca de rezervă. Pentru că în play-off... Bine, era și bombă ăsta, cum îl cheamă, rachetă, era și el pe bancă, dar nu poți bași doi fundași dreapta, a preferat pe... Păi da, da, unul mai sus, da, 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 ultimele șase mi-a băgat, lasă, bă, Crețu, experiență. Dar în play-off vor interveni accidentele, vor interveni suspendările, vor interveni... Nu, acum și acolo care are vestiarul mai puternic, sunt banca, două chestii. Acolo va fi... Sunt două chestii cartonașele importante. Se rad. Da. Deci, atunci doar ăla care generează meciuri, suspendare contează. Vor fi meciuri în care se vor și atunci o iau de la zero. Ăștia care au, cum e Padula de la Craiova, cum sunt alții care au 9 galbene, deja 10, ăștia acum aproape că stau la fiecare etapă. Nu, deci, deci, se vor deci, deci banca de rezerve a FCSB-ului e subțire totuși. Subțire. E subțire pentru... De ce spun că e subțire? Totuși, echipa primul 11 este beton. Deci n-ai treabă, da? Deci primul 11 n-ai probleme, pentru că, într-adevăr, n-ai nicio problemă.
M-ai înțeles așa? Dar bancă, pentru că pe bancă n-ai jucătorii ăia care să-ți facă diferența. Păi uite pe bancă, ce schimbări ai un, ai un Ovidiu Popescu, da? Ai un Crețu, ai un Rada Slavescu, care nu-s jucători. Măi, ei așa ai Miculescu, ca să zicem, când, care se întoarce pe bancă. Dar jucători... Și atunci întărești banca. Exact. Ascultă-mă, ascultă-mă, sunt jucători care nu au făcut, care, sau cel puțin momentan nu fac diferență. El aseară aici făcut, e problema, că nu ai să bagi... Uite, de exemplu, Rapidul, da? Scuză-mă, doar atât vreau să zic. Iese liderul Săpunaru, îți intă Cristea, joacă perfect. Iese Onea, îți intă Braun, joacă perfect. Da? M-ai înțeles? Se accidentează Emers, nu-l mai folosești de nu știu câte luni, îți joacă albul perfect. Înțelegi? Petrilo, așa, da, se accidentează. Da, nu mai vorbesc în atac, e nebunie. Nu, acolo nu știi pe cine să bagi. Nu știi pe cine să bagi la Rapid. M-ai înțeles din punctul de vedere? E, deci dacă e o virgulă, este banca de rezerve a FCSB-ului. Pentru că ți se poate întâmpla următorul lucru. Ce e acum, da? Ce se poate întâmpla, da? Se poate întâmpla în felul următor. Da? Ți se îmbolnăvesc doi jucători, trei jucători. Păi ce asta faci? Asta e cea mai mare problemă. Ce faci? A FCSB-ului, bă, gripează jucători. Alea. S-a gripat. Bă, ți s-a gripat toată echipa. Asta e beleaua, Aline. S-a trecut prin COVID și s-a jucat fotbal. Acum că e un virus pe aici, ar trebui să rezolvi, să nu mai fie probleme. Mă rog, așa se pot gripa și de la ceilalți, da. Nu numai de la tine. Da. El, într-adevăr, nu are bancă, n-a avut soluții ofensive ieri, dar nici nu au trebuit. Că a doar avut în priză s-a văzut lipsa lui Coman în momentul când a fost schimbat. Bun, s-a văzut. Iată cu cine termină sus meciul din minutul 75-80 încolo. Rămâne Olaru pentru Felipe și Băluță. Ăștia sunt trei oameni de atac într-o echipă. Rest toată lumea, totul pentru front, totul pentru victorie. Pe aici. Aici e marele pericol, Vivi, pentru FCSB. Cum ai zis tu foarte bine, subțirimea băncii de rezerve, dacă te mai rovește, nu mai vorbesc, Doamne prin ferește, prisma jocului vreo accidentare, nu mai vorbesc. Asta e atul Rapidului. Prin prisma jocului de atac. Are un lot numeric și valoric, Bergodi are soluții pe bancă. În schimb, la așa și Craiova lui Rotaru le are. Eu știu că... Craiova lui Rotaru sunt campioni la soluții pe bancă. Știi că nu-l plăceam pe companie, dar eu spun că pentru obiectivul titlu... Nu vreau să aud asta. Ies din emisiune! Nu, dacă mai zici ceva, jur, decide-te de ochii mei. Te las, dar spun că ies din emisiune dacă spui ce cred eu că vrei să spui. Jur, ies și vă las să faceți emisiune. Compania trebuia să rămână până la sfârșitul campionatului. Gata! Veniți să-mi scoateți asta. Nu mai gata. Era de lot. L-a făcut Varză un an de zile la mine pe companie să plece. Stâlpul de telegram, Bărzoiu. Gata, veniți mă să-mi luați asta, că nu mai... Aline, rămâi să moderezi emisiunea. Nu e, bă, nu, plec. Lasă moderează Vivi. Gigi Becali a făcut un pariu cu Gigi Becali acum un an și ceva, când a spus că pe companie va lua 3 milioane de euro. Și a spus, domnule, nu o să iei mai mult de 300.000. Bă, Vivi, l-ai făcut Varză pe om un an de zile și acum îmi spui că... Spun că nu este jucător de FCSB, dar pentru obiectivul și acum îmi spui că trebuia să rămână. Păi minutul 90 îl bași pe companie. Aline, moderezi emisiunea. Până la urmă și Haralambo și un antrenor de un elev de studiu. Deci l-a desfințat pe băiatul ăsta, Vivi, și acum ne spune că era mai util să rămână. Vivi! Pentru FCSB. Tragi ceva în dimineață? Nu. Da? Păi decât să rămâne panțurul. Gata, băieți! Scurat asta. Aline, să schimbăm scaunele? Nu poți să... Păi stai mai puțin, dar m-a edificat faptul că uite, aseară m-am uitat pe bancă, nu avea nicio soluție. Ai luat 120.000 de euro pe el. Norocul tău că nu vrea buzării să modereze. Nu mă simt de urmă, așa, băi, da. Horia, păi dacă era jucător de valoare companie, nu costa și el 400.000, a dat 120.000. Ai văzut ce a zis Olaru aseară? Aveam nevoie de companie. Jucătorii dar nu e singurul care a observat. Jucătorii pentru simt că... în vestiar. Știi ce se întâmplă? Dacă de s-a marcat golul repede, în primele minute, dacă ei ar fi alergat după rezultat, adică da, să fie egal sau să conducă să bage pe companie metru 90. Era, 60, 50, deci se simțea și mai rău problema asta. Ei până acum, în campionat, în ultimele meciuri, n-au alergat după rezultat, că și pe foare au condus până 90 plus cât a fost penaltiu. Adică să le deschidă, i-au bătut pe aia 4-0, pe UTA 3-0 la Craiova. Adică ei în formula asta n-au fost puși în situația de a nu le conveni ce scrie acolo pe tabelă. Și de a căuta. E foarte greu să cauți când
Da. Aline, o să fie în nu play-off. Disloci. Nu, în play-off de, o să fie o apărare aglomerată. Meciul echilibrat. Ei golurile le-au deschis, scorurile le-au deschis Aline, minutul 10. Cred că cel mai important punct pe care FCSB l-a câștigat anul ăsta este apărare. Ai trei meciuri, primești un gol da. De penalti. Bănele, așa este. Joci cu echipe care sunt foarte ofensive. Vorbim de Faro. Bănele, așa Caiova, este. Uite, și Real Madrid are cele mai puține goluri primite din istorie în condițiile în care n-are 5 da, oameni în apărare. Tărnovanu nu mai este acel portar foarte și eu l-am văzut un pic distrat aseară. Da, da, da. Și mie, exact, exact, bravo. Dacă trag ăștia vreun șur la da, poartă, da, 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 o scapă da. În poartă. Și așa niște degajeri în bălării da. Și niște... S-am deconcentrat. Puțin, așa, puțin. Da? Nu, nu, zic la Târnovanu, zic cam deconcentrat. Da, 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 parcă niște degajări pe care nu la așa. Sunt ăștia doi buni, într-adevăr, acum și în formă, Daua cu Ghezana. Nici nu au fost puși la treabă. Păi n-au fost puși. Ăsta a fost. N-a lipsit de Beliu, a fost. Stai să vezi la Ucluj, unde Ucluj pune probleme. Să mai bate Chipciu cu Nistor, cum au zis că s-au bătut acum. Au pe Daniel Popa. Mai au pe acolo Gheorghe ăsta care i-a făcut Gheorghe. Praf pe, cred că va juca de la început Gheorghe acum, n-ai cum să nu-l bași pe Gheorghe. Ei la Cluj le va pune Clujul probleme. Și mai e o chestie, ascultați-mă aici. Meciul lor va fi luni seara. Între timp va fi jucat Rapidul de vineri, nu știu, acasă cu unul, mai știu cu cine câștigă. Poate favorite că vor CFR se duce. CFR-ul are la Mititelu, nu-i sigur, dar în momentul ăsta ei se uită la Rapid, orice ar zice Gigi Becali. Că... CFR cu, Rapid joacă cu Hermastad. Cu Hermastad, vineri, da. Vineri seară. Baieții cu Măldărășan. Baieții, Lontano. Și vine Măldărășanul, vine pe Giuleș, da. Giuleș, da. Le bagă pe 7 rânduri pe acolo, cum a fost. Și... Ieri m-am uitat la USA cu am... Arsenal. A, și în paralel la ăștia. Nu, păi nu, a fost după. Și după am dat la, să mă uinam, la alt petrolul sport. Meu. E alt sport. Mă, am zis sport, că după da. 0-6 ăla, West Ham, Arsenal, m-am uitat la Hermastad, 4-0 la pauză. Petrolul 0-0. Da, mă, e alt sport, dar petrolul la fel 0-0 și la Galați, petrolul și cu Cluj a vrut să... Avem acum pe Berisha pe ăsta, pe atacant, păi care s-a dat 200.000 de euro. A intrat aseară? Eu nu, păi nu sunt gata actele. Nu dar eu gata cred actele. Că Berisha... 200.000 pentru da, petrolul e lucru foarte mare. Nu s-a mai dat bani, bani pe un jucător la petrolul. Pe vremea ta. Da, da. Da. Și cred eu că Berisha va fi un jucător care ne va ajuta pe faza de atac. Pentru că noi pe faza defensivă avem și pe Zima un portar... Excelent. Bă, da, așa și bine. Face echipa. Am văzut că aseară l-a lăsat pe Grozav afară, a jucat cu Irobiso și Mușii. Nu era dar joacă, mă, cu toți trei. Cu cine? Joacă în stânga Grozav, în mijloc Irobiso și în dreapta Mușii. Pentru că cu 5 fundași nu poate să joace în păi, bun, ăștia fac toată banda. Dacă ai jucat 4-3-3, ai jucat așa. Nu, joci așa și joci doar cu doi aia centrali, cu Jeff, cu cine joacă el acolo, cu Jefferson, cu Takayuki, cu... Nu, joci numai cu Takayuki și Jair. Ți-ți mai trebuie încă unul. Lângă ea, lângă ea acolo. Sigur că nu treci de centrul Hanca terenului. Ai revenit Hanca, treci cu Hanca. Da, apoi îți trebuie Under care e Musi. Păi Hanca să concureze cu Dua acolo. Cred că în momentul ăsta e Dua peste Hanca. Dua joacă aripă dreaptă, da. E, joacă fund, da. Voi spuneți aripă, nu? La și Țicu e tot aripă, nu? E aripă stângă. Ce vorbești? Țicu, cam știi cum e asta? 3-4-3 ăsta Vivi, în momentul 5-4-1. În care... Nu. De cele 3-4-3 în care Țicu și Dua sunt în 16 advers în colț, iar aruncarea de la margine din stânga o bate Hujea și din dreapta o bate Pap. Dar nu. Deci la Petrolul nu se întâmplă asta. Deci e 5-4-1 fără... Acum a fost 5-3-2, să zicem, da. Că a fost al doilea atacant Mușii. Da. Lângă Irobiso. Da, nu, este... Cum să spun, este un fel de moarte a pasiunii. Da, asta m-a frapat că m-am uitat la West Ham Arsenal și mă gândeam la cupele europene din vară de la noi. Cu ce meci am văzut și Rapid CFR și Sepsi deci și tu ca să ce te... vom face noi în... Vivi. Pentru că primele două tururi, hai să zic că le trecem. Bă, dacă îți dau eu niște linkuri... Nici n-ajungi în play-off. Dacă ajungi în play-off, joci cu Milan, joci cu Lille, îți dau eu niște linkuri, urmărești campionatul Albaniei, al Estoniei, că alea ne interesează pe noi. La cupele europene, al Azerbaidjanului... Primele două tururi, după care trebuie păi să ajungi în turul 3... Acolo e cap de linie. Păi trebuie să ajungi în play-off ca să rămâi într-o cupă europeană. Păi și anul ăsta ai ajuns? N-ajungi, pentru că nu mai ajungi. Uite-te cine te-a dat afară anul ăsta.
Turcia de la echipă bunicii, care era Cluivert antrenor. După aia te-a dat afară Helsinki. Helsinki din după Finlanda, ce te dăduse Tiraspolul din cealaltă competiție. Cine te-a mai dat afară? Ăștia norvegienii. Da, joc atletic pe Șepși și a patra? Pe FCSB. Danezii. Norzeland. Deci, ca să ajungi la nivelul de care vorbești tu la West Ham, cum a fost acum 2 ani, trebuie să treci de o echipă ca Norzeland și trebuie să treci de o echipă ca Bodoglimi. Echipă ca Norzeland, care e mai bună decât tine. Care a vândut acum pe nu știu care cu 25 de milioane. Iar a schimbat strategia, nu mai ai jucători tineri să-i crească, vrea direct în Champions League. Cine? Ca să vrei să joci direct în Champions League. A zis, pus asta din nou, Gigi Becali. Dacă vrei să joci în Champions League, trebuie ca la vară să investești în cel puțin 3-4 jucători de valoare mare. Dacă vrei Champions League, mai înțeles, trebuie să investești minimum 5 milioane în jucători. Da, jucători doi, de nu, valoare stai, care, doi, să facă, atât, nu, care să facă nu diferența. 10. Mai e o chestie. Tu jucătoria trebuie să o uitești de acum ca să joace în iulie 2 tururi preliminarii și în august 1 sau așa 2. Este, așa este. Că de tu acum dacă să-i... pui atunci, bă, mi-ar mai trebui un decar, celălalt vine în septembrie, când tu mai ai cu Zalău în cupă, la revedere. Că ai ieșit deja de acolo. Deci noi avem acest mare dezavantaj. În vară, perioada transferării până în jur de 1, 2, 3, 4 septembrie și noi începem treaba până cupele europene până iulie. Iulie, da. Și avem 2, 4, 6, 8 meciuri uneori. Deci tu ai jucat deja 8 și cu vreo 8 etape de campionat ai jucat jumătate de sezon și tu ai terminat perioada transferării. Opa, așa. Și atunci mai iei tu pe câte unul și ai rămas pe campionat intern și pe cupă de multe ori. Și a cam fugit puiul cu ața. Cam asta e. Da. Da, nu, și eu zic. Gigi trebuie să bage, să dea 4-5 milioane pe doi jucători. Dar din aia care să-ți facă diferența. Aia care au diferența aia sus. Știi, mai înțeles. Cum vi se pare Băluță? Corecție, stai. Intervin eu aici. 30 de ani împliniți pe 13 septembrie anul trecut. Cine? Zicea 27-28. A, de Băluță. Da. Eu știam că e pe acolo, dar m-am uitat. 13 septembrie 93. Avem o legătură telefonică cu directorul lui Sepsi, domnul Hadnaghi. Bună ziua, domnul Hadnaghi. Bună ziua, dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună ziua. Salut, ce faceți? Puțin dezamăgit că n-ați luat măcar un punct? Puțin mai mult, pot să zic. Puțin mai mult dezamăgit că nu o să mai prindem FCSB jucând așa. Pot să zic că ne-a bătut FCSB, cred că nici nu a transpirat. Echipa ne-a așteptat să dăm, să atacăm, dar noi, prima repriză pot să zic că a fost bun. Am avut 3-4 ocazii bune, care nu am putut să fructificăm. Ei, din greșeala noastră, au dat un gol și asta a fost. Că repriza a doua, cred că nici n-am ajuns la poartă, n-am avut un șut pe poartă. Repriza a doua, dezamăgire totală. Deci nu-i mai prindeți pe FCSB așa? Niciodată, nu cred că o să mai prindem așa. Dar cred că nici nu putem să jucăm așa slab cum am jucat repriza a doua. Așa că, nu știu, bătrânește, pase foarte multe, pase greșite, nu avem ritm. Parcă am fost obosiți repriza a doua, nu știu, dar nu mi-a plăcut deloc. Da, Aline, te rog. Pot să-l salut și eu. Salut, Atila, Alin Buzărin. Bună ziua. Constatare, nu întrebare, că lucrul e clar, doar trebuie să confirm. Cu Craiova, Ștefănescu e pe-n tribună, îl vede toată lumea și cu tot arbitrajul lui Kovaci, treaba nu merge. Arbitrajul e una, jocul n-a fost grozav. Ieri, iarăși, nu e Ștefănescu. Mi se pare că echipa depinde mult prea mult de Ștefănescu în momentul ăsta. Pot să zic că este un jucător, aveți dreptate, un jucător foarte important. Din păcate, e jucătorul, domnul Hadnaghi, e jucătorul vedet al echipei, e vedeta echipei. Sigur. Ca știți cum e, nu trebuie să umflăm un jucător, că după aia se crede că... Păi nu-l umflăm, ne uităm la meci și vedem, și vedem nu, că n-ați bătut pe nimeni. Dar să nu uităm că ne lipsește de la mijloc și Alimi, care a strâns tot mijlocul lângă Nicu Păun. Așa, normal, da, așa este, dacă nu avem pe Ștefănescu, n-are cine să dea gol. Din păcate, mare așa este, n-am jucat cu Craiova bine repriza a doua, cu FCSB n-am avut cine să dea gol, așa că nu suntem într-o situație bună. Avem două meciuri foarte importante acasă, cu Farul și cu Cluj. Dacă nu câștigăm amândouă meciuri, eu zic că s-a terminat play-off. Că nu-l prindeți, da. FCSB-ul cum vi s-a părut? FCSB mi s-a părut o echipă
care știe ce să facă, să dea un gol și după aia să stea liniștit. Parcă mi s-a părut o echipă obosită, așa am văzut repriza a doua, sau poate nici n-au vrut să joace mai mult, 1-0 și să stea liniștit, că au văzut că noi repriza a doua nu am putut. Ca joc, dacă vor avea jocul de ieri, poate să piardă titlul? Da, atunci pot să zic că poate să piardă titlul, dar eu zic că FCSB nu o să mai joace așa slab cum a jucat diseară. Așa că ei au atins scopul, cele trei puncte. Pragmatic, e un FCSB mult mai pragmatic decât în anii trecuți. Asta am și zis, că nu mai prindem un FCSB care nici nu a transpirat și ne-a bătut 1-0. Din păcate, am fost o echipă mică în repriza a doua. Da. Ce s-a întâmplat cu acel schimb de replici care a arătat foarte urât pe televizor între Ion Gheorghe și antrenor? Sincer, încă nu am vorbit cu ei. Cum am înțeles, au fost niște, nu știu, reproșuri între ei, dar nu știu mai mult, nu știu, dar cum am înțeles, în vestiar s-au calmat și totul s-a reglat. Deci totul e în regulă, nu? Că da, v-am zis, da, a arătat foarte urât cum se răstea jucătorul la antrenor, la domnul Ștorc. Știți cum e, după trei înfrângeri, toată lumea este supărată, dar nu este normal la un antrenor să răspund, dar nu știu, am zis, nu știu încă ce s-a întâmplat de fapt, dar cum am înțeles, după meci, adică în vestiar s-a reglat. Da, e normal ce zice, adică spuneți, domne, nu e normal să totuși ai atitudinea asta, dar la nervi câteodată se mai întâmplă. Așa este. Domnul Ștorc, dacă nu își îndeplinește obiectivul, mai rămâne? Știți cum e, domnul Ștorc are până în vară contract, vedem ce se întâmplă până în vară. Este mult. Dacă nu să fim în play-off, măcar să terminăm locurile 7-8 și după aia vedem ce se întâmplă la vară. Dar bănuiesc că e important să prindeți play-off-ul, nu mă gândesc? Este foarte important, că eu zic că am investit în jucători. Avem o echipă care trebuie să prinde play-off-ul, cum este și campionatul ăsta, dar dacă pierdem nu va fi o mare tragedie, dacă terminăm în primele adică în locurile 7-8. Am înțeles. Deci din ce înțeleg de la dumneavoastră, dacă terminați și nu prindeți play-off-ul 7-8, există șanse. Eu citesc printre rânduri acum, există șanse ca domnul Ștorc să continue. Tot ce este sub locul 8 e cam subiect închis. Totul este posibil. Da. Și nu aveți cupa anul ăsta. Adică nu mai avem cupa. O să începem să ne obișnuim cu gândul că nu luați voi cupa. Știți cum e, am câștigat de două luni la rând, așa că nu suntem noi chiar așa o echipă mare să câștigăm fiecare an. Chiar am fost foarte, foarte mulțumiți că am câștigat de două ori. Acum așteptăm iarăși rândul. Vă simt așa că tremurați pentru play-off din discurs. Credeți-mă că așa este, așa este. După cele trei înfrângeri, două meciuri acasă cu Farul și cu Cluj, jocul, repriza a doua cu Craiova și cu FCSB nu mi-a plăcut, așa că aveți dreptate, tremur. Care sunt ultimile meciuri care le aveți până se termină? Care sunt meciurile? Păi avem Farul cu Cluj, după aia avem la Botoșani, vine Voluntarul și mergem la Petrolul. Deci clar trebuie să bateți Farul. Clar, neapărat, nu numai Farul. Și Cluj, bun, primul meci, că e și o contracandidată. Doamne ferește, nu am bătut Farul, cred că 90% suntem ieșiți. Atila, vezi că vii la Petrolul ultima etapă, sper că ți-aduce aminte că ai jucat la Petrolul, da? Nea, Vivi, sper că mă așteptați să ne... Cum să nu? Te așteptăm doar cu sare, fără pâine. Da. Că pâinea o aduceți voi. Aducem noi pâine. Auzi, Atila, vreau să te întreb de cetățeanul turmentat de junior. Vă mai folosiți? Uite că lipsește Alimi. Nu era bun să vă folosiți de el? Ne-am înțeles pe cale amiabile. În sfârșit? Junior. A plecat? Da, da. Da. Sfârșit, apropo, că astăzi este ultima zi de mercato, ca să zic așa. Luați ceva astăzi? Mai luați ceva azi? Nu cred. Nu cred că... Dacă apare ceva incredibil, nu mai așa. Dar nu cred. 90% nu. Deci nimic. Mai aveți ceva pe listă cu 10%? Pe listă avem, dar e foarte, foarte greu de luat. Mă gândeam așa, apropo de faptul că nu dați mingea în poartă. De ce nu v-ați gândit, domnul Hadnaghi, și la Companio? Ne-am gândit, dar este foarte scump pentru noi. Credeți-mă că am și vorbit cu impresarul lui, dar a zis că vrea să plece din România.
Că nu mai vrea să joace în România, nu? Da, da, nu mai vrea, că nu, știți ce a pățit la FCSB, cred că... N-a mai vrut el să joace în România. Da, 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 așa ne-a transmis agentul lui, că nu mai vrea să rămână în România. Am înțeles, da, 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 e clar. Deci v-ați gândit că, eu știu că sunteți foarte pricepuți și nu că vă laud, chiar sunteți profesioniști acolo și chiar mă gândeam, chiar să nu sune pe companiu? L-am sunat, credeți-mă că l-am sunat, am vorbit de vreo 3 ori cu agentul lui, nu l-am putut convinge să rămână în România. Am înțeles. Deci niciun transfer astăzi în proporție de 90-95%? Din păcate nu. Da, deci cu băieții, cu aceasta echipa cu care defilați? Noi avem încredere în ei, că majoritatea ăștia care au luat cupele, ăștia care au jucat în Europa, noi mai avem încredere în ei, după aia vedem la vară ce. E regulă. Mulțumesc, domnul Hadnaghi, și succes! Și eu mulțumesc. Salut, și eu mulțumesc. Salut. O zi bună, sănătate! Deci companiu, asta e. Deci îți dai seama ce rana are companiu? Pentru o echipă ca Sepsi mergea companiu. Nu știu, dar ai văzut ce a zis companiu? Nu, aici, nu vreau să mai audă România. A zis băiatul. A zis că deci, vrea să vină doar în vacanță. Da. Sepsi era opusul FCSB-ului. Exact. Eu știu, dar nu, România, experiența a lăsat un gustat de amar încă nu vrea să mai audă de România. Bun, și ăștia îi dau 70.000 pe lună, chinezii, da, sau 65.000 pe lună. Iar Sepsi nici salariul de la... Da, a zis Gigi, mai devreme. A zis Gigi, 850.000 de euro. 870, a zis. Nu, 850. A zis Gigi, mai devreme. Că îi dau chinezii, a dezvoltat salariul. 850.000 de euro pe an. 84, 12, 70.000 pe lună. Exact. De 70.000 pe lună. A zis Gigi mai devreme. Păi bun, niciodată Sepsi să-i dea mai mult de 15.000. Nu putea să-i dea, cum să spun, deci la Sepsi salariile mari sunt de 10.000. Păi, poate acum Ștefănescu cu vreo 12 pe ăștia ca să nu plece. De la 3 fiori la 700 de euro problema, pe lună, da, 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 da. Deci nu se pune problema. Adică el, între ofertele astea, a și ales. Ce, cum să pui problema să rămână tot în România la 10.000 pe lună? A dezvăluit Gigi salariul. Eu nu știam cât are. Da. N-am știut că ia 850.000. Este, noi este știam de vreo 700.000. E 70.000 pe lună. Cristi Costea a spus aici cu vreo 700.000 pe an, parcă da, așa ceva vine. Dar Gigi a acceptat suma de 120.000. Exact, exact. Că dacă vrea 500.000, îi scădea din salariul lui companie. Bun, Vivi, dar e vorba de un jucător, adică tu ai dat 150, după aia am aflat că 120, unul care mai are 3 luni jumate contract. Da. Da. Adică bun, tu practic asta ai plătit. Vorbeam de Băluță. Bănele. Te da. Băluță, da, mi-a plăcut foarte mult. Deci mie mi se pare în momentul de față, alături de Olaru, chiar mai eficient și chiar mai important chiar și decât Florinel. Să știi. Da, pentru că el face foarte bine faza defensivă. Așa cum am spus-o și ne-a zis mai devreme, aleargă foarte mult să bate pentru fiecare minge. Nu pierde mingea foarte ușor. Și un jucător foarte important pentru echipă. Jucător care dă totul. Și pentru echipă e foarte important când vezi un jucător care vine și în atac și în apărare. Ați văzut ce dublaj pe partea dreaptă, acolo cu Crețu. Adică e ceva. Te ajută foarte mult. Pentru nu știu, mie mi se pare foarte bun jucător, foarte util. Da, e jucător de cu el a dat lovitura. E jucător de echipă, e jucător de vestiar, e jucător cu personalitate. Uh-huh. Și prin exemplu lui îi obligă și pe ceilalți jucători mai tineri Să nu stea, să alege, facă pressing, să alerge, să dea totul pentru echipă. Dar la gol, mie mi s-a părut că portarul Nițului cam își trage mâinile. Ai văzut? Știi că vorbeam noi de ăștia, de dinozauri. Tiranozaurul era cel mai mare dinozaur carnivor din lume. Dar avea niște mânuțe foarte scurte. Asta mi s-a părut și cu Nițului, că n-a putut să întindă. Păi n-a putut să întindă. Dacă întinde mâinile la maxim, prinde mingea. S-a ferit de acolo, în fața lui. Da, acolo, dacă o deviază, nu mai era. Mascat, nu mai ai greu. Putea să mai zic că insinuiești ceva? Nu. Care mânuțele mici? Da. Ca T-Rex-ul cu cam mici? Ca T-Rex-ul. T-Rex-ul foarte mare, dar mânuțele alea mici, așa aici. N-a ajuns la ea. Nu, pragmatic, FCSB-ul, pragmatic. Ți-am zis, mie îmi place mult de tot Băluț, să știi. Câștigă mi se pare, și mi se pare un jucător care îți face ambele faze fantastic.
Fantastic, aleargă enorm. Adică la capitolul, la capitolul dedicație e clar că asta e tripleta. Acum, Florinel Olaru Băluță. Acum le vezi pe Rotaru. Deci asta a bătut Rotaru așa mult. Ei au avut, deci tripleta asta a funcționat la maxim acum vreo 4-5 ani. Erau și mai tinerei cu Gustavo, al treilea. Gustavo și Mitriță. Au câștigat o cupă într-o finală cu Herman, știu, se pare, care e scrisă cu litere de aur pe frontispiciul clubului. În 10 ani. Deci în 10 ani. Ei au câștigat două cupe cu două echipe care într-un fel sau altul aveau legătură cu divizia B. Una promova Hermannstadt, alta pica și se desfința asta. Păi Aline, palmaresul Craiovei Maxima unde este? La, la Dinăl. Întrebați-l pe Dinăl. A, deci în aer nici Mititelul nu are, nici Rotarul nu are. Dom'le, acum știi ce se întâmplă aici? Eu disput asta identitară și fiecare dintre părți, că trebuie să fim obiectivi, orice hotărâre, deci dacă se ia acum o hotărâre a instanței, se spune, domne, palmaresul vizează, pe acum palmaresul e împărțit în două până în 91, după 91, e ca la Steaua și aici. Deci orice hotărâre a instanței de judecată, fiecare o interpretează ca pe victorie personală. Fiecare, domne, noi am câștigat în instanță. Ce ați câștigat, da. Mă rog, bun, e vorba despre ce au făcut ei în 10 ani, puteau să aibă palmaresul, puteau să aibă și palmaresul Legiunea 13 a Romane, Gemina, care a fost pe teritoriul Olteniei și majoritar alcătuită în palestinieni. Dar ei în 10 ani, 11... Deci tu ai sugerat-o asta lui Mititelu, cu ce? Legiunea? De a aruncat-o? E, noi vorbim des despre istorie și el se știe că are niște noțiuni foarte... citește. Nu citește. Cred că omul citește. Se documentează. Mititelu este un om inteligent, dar asta cu Gemina... Mi s-a părut, zic, bă, ia uite-l pe Mititelu, cu legiunile toastea. Asta e de la Cornel Dinu, nu? Asta e de la Mister. Așa, da, da. Așa îmi ironizează mie puțin Tenu Măsliniu, că ăștia erau de prin Palestina. Da. Și numai, și anumite apucături. Prin legiunea 13-a Gemina, care se pare că era alcătuită în Palestinie. Bun. Deci tu ai câștigat aceste două cupe. În timpul ăsta, Astra, echipă desfințată, câștigă titlu, bate de două ori pe West Ham United, se duce în grupele UEFA. În timpul ăsta ia titlul CFR de 7 ori. Scuză-mă puțin că avem un telefon și după aceea îți continui expozeul interesant. Domnul Angelescu este la telefon. Bună ziua, domnul Angelescu. Bună ziua. Bună ziua. V-am sunat punctual pentru două chestiuni pe care vroiam să le comentăm împreună cu dumneavoastră. În primul rând vroiam să vă întreb dacă s-a terminat și dacă, să zicem, s-au făcut actele sau ați bătut palma definitiv pentru Rareș Pop. Bun, știu ce am discutat și ieri. Vă întreb dacă totul a și devenit oficial, ca să zic așa. Din punct de vedere comercial, am ajuns la o înțelegere. Urmează, așa cum v-am zis, el va rămâne la UTA, urmează să și parafăm actele, dar suntem înțeleși din punct de vedere comercial cu club, între cluburi. Mm-hmm. Păi bun, și contractul nu trebuie să-l semnați astăzi până diseară sau cum? Băi, nu este dacă nu-i transfer. Necesitatea atât de mare că nu-l aducem aici. Adică... Deci nu se transferă. Hai, nu știu, nu, da, mă gândeam, dacă... știți cum e, să aveți și actele semnate, la asta mă gândeam. A, da, nu, dar vreau să zic că nu e neapărat până diseară, în sensul că oricum avem agreement că rămâne la UTA, deci dacă semnăm, nu știu, într-o zi sau două, el va veni în vară. Dacă semnăm azi, trebuia să semnăm și acordul de împrumut. Am înțeles și deci din punct de vedere practic, din punct de vedere tehnic, a zis să nu vă mai complicați, să faceți și un acord de împrumut. Trebuie făcute două acte. O să vedem că acum avocații vorbesc și dacă cred că cel mai simplu va fi să semnăm după și să vină direct în vară, dar vom vedea. Asta am înțeles. Deci practic e o chestiune tehnică să nu faceți două acte. Da, repet, vom vedea ce decizii vom lua în funcție de dacă există comentarii pe contracte sau nu. Uh-huh. Am priceput. Deci ar fi trebuit să faceți, dacă semnați și un contract de împrumut până în vară, da, practic. Da, ar trebui să-l împrumutăm. Și a zis să simplificați lucrurile, nu? Eu zic că e mai simplu așa. Da, da. Dar e subiect închis, nu? Mai poate să apară vreo surpriză? Din punctul meu de vedere, nu. Pentru că suntem înțeleși între cluburi, suntem înțeleși cu copilul, acum... Am vedem și actele semnate. Da, am priceput. Bun, punctul numărul 2. Avem informații la Fanatic că aseară CFR-ul a forțat și forțează și azi transferul lui Albu. Da, nu se pune problema. Nu se pune problema, nu, că noi nu-l dăm la
CFR acum în perioada de transferuri. E un jucător pe care încă ne mai bazăm. Deci, sigur, nu se va transfera la CFR. Deci nu se va transfera. Cel puțin în această perioadă de mercato. Am înțeles. Mai vedeți și o fi în vară, nu? Vedem, la vară. Bun. Dar cu el v-ați înțeles pentru prelungire sau încă nu? V-am spus, în momentul de față n-am semnat prelungirea. Există negocieri, noi am propus un anumit lucru. Sunt niște negocieri. Vom vedea dacă le vom finaliza. Uh-huh. Dar el, de exemplu, dacă voi, de exemplu, îi dădeați ok-ul să plece, el putea din etapa viitoare, dacă semna astăzi, putea să joace la CFR sau nu avea cum? Că nu mă pricep la regulamente. Păi, dacă ne înțelegeam cu clubul, da. Nu știu, semna azi contractul, ar fi fost rezolvat. Deci nu era o problemă. Dacă astăzi, să zicem, vă dădeați ok-ul, putea din etapa viitoare să joace pentru CFR. Da. Bun, v-a mirat așa interesul ăsta de la CFR pentru Albu? Nu. De ce să ne mire? Nu, în niciun caz. E un jucător foarte bun. E în ultimele 6 luni de contract. Bănuiesc că își doresc un mijlocaș. Nu mă miră. Deci să mă mire. E un jucător... Bun. Adică discuțiile înțeleg că au fost fair play. Adică știați și dumneavoastră, adică CFR-ul... Știam cum să nu știam. Știam, avem o relație fair play în trecut, nu știam. Dar repet, nu se poate pune problema în acest moment. Deci nu pleacă sub nicio formă. Oferta CFR-ului a fost bună? Nu pot să intru în detalii. Nu vă întreb doar atât dacă a fost bună, nu vă întreb sume. Nu, adică nu avea cum să fie o ofertă, să spunem, foarte bună financiar pentru noi, pentru că e în ultimele 6 luni. Uh-huh. Dar repet, adică nu ne-am gândit să îl dăm acum, pentru că avem încă nevoie de el. Avem 2 mijlocași accidentați. Uh-huh. Și ne bazăm în continuare pe el până cel puțin la finalul sezonului. Uh-huh. Am înțeles. Și mai vedeți după aceea, da, corect, că fiind în ultimele 6 luni, mă gândesc că CFR-ul nu putea să vă facă o mega ofertă, logic. Corect, n-avea cum să oferă o sumă. Dar discuțiile au fost corecte, că știu că și cei de la CFR sunt foarte corecți acolo oameni. Da, nu, discuțiile au fost corecte, da, au fost corecte, am vorbit și cu ei. Repet, avem o relație bună. Ați vorbit și cu ei și ați refuzat ca să închidem discuția. Da. Bun, am înțeles. Deci Albu rămâne până în vară la Rapid. Da. Așa. Mai aduceți astăzi pe cineva? Bine, nu că n-ați fi adus nu știu câți jucători, dar întreb și eu. Nu mai aducem, nu. V-am zis, transferurile, zicem, care au fost surprinzătoare au fost pentru că am investit în tineri și așa cum se întâmplă și în cazul lor, Areșpo va rămâne la UTA, dar nu pot mai face niciun transfer. Deci nimic. Absolut nimic, nu? Cu Vulturar cum e? Care e situația? Vedem, avem niște discuții să vedem dacă îl vom împrumuta astăzi la o echipă de Liga 1 și dacă nu va rămâne la noi, se va antrena cu noi. Am înțeles. Și la cine ar putea să-l împrumutați? Nu pot să vă spun asta. Da? Chiar n-am cum să vă spun. Da. Dacă se va întâmpla ceva, azi veți afla. Am înțeles. Hermannstadt cumva? Pardon, nu Hermannstadt, am greșit eu. UTA cumva? Nu, v-am zis, nu pot să vă... Romtomikovski acolo. Da. UTA l-a făcut praf, Rednic l-a făcut praf, să ducă să învețe imnul Rapidului, să nu știu ce. Am înțeles. Deci a avut rămâne Hermannstadt. Ocolește Vulturar Aradu pe la 100 de kilometri cât e Rednic acolo. Da. Deci e posibil pe Vulturar să-l împrumutați astăzi, nu? La o echipă. Este posibil, da. Da. Mai pleacă cineva? Nu. Deci cam asta e povestea, nu? Da. Ce se întâmplă cu Săpunarul, domnul Angelescu? Cum se simte? Eu, așa cum am spus, se simte mai bine. A făcut niște teste, dar din punctul meu de vedere, cred că 90% este bine și va fi pentru următorul meci. Am înțeles. Problema e... Și la teste, dar se simte mai bine. Da. Și mai departe, ce se întâmplă cu Crista, care a jucat excelent? Adică, în mod normal, Crista ar putea pretinde și orice jucător care intră minutul 15 sau cât a intrat el și joacă perfect și echipa nu primește gol, pretinde să joace etapa viitoare. Asta e la decizia antrenorului. Păi e chiar o problemă pentru Bergodi. Da, ce face avem cu el? Antrenor ca să ia deciziile cu cine va juca la următorul meci. Victor, nu vă e frică că UTA, pentru faptul că Rareș va veni din vară la voi, nu-l va mai folosi foarte mult în aceste etape care au mai rămas până în vară? Nu, pentru că ei au fost cei care au solicitat acest lucru. Dar voi mai aveți pe Mikovski acolo împrumutat. Da, avem și pe Mikovski și, repet, ei au solicitat ca ei să se poate baza încă jumătate de ani pe jucători. Deci, nu prea are undă,
nu ar fi cerut asta dacă nu aș fi să se l-are pe acel Mihai. Da, îl schimbă cu el. Mihai, Costin, Cosmin Mihai sau cum îl cheamă, ăla e mijlocaș central, ăsta e aripă. Deci nu prea, nu prea are variantă Rednic și atunci schimbă pe unul cu altul. Da. Rareș Popi este under și la anul, nu? Toți sunt under și la anul, Vivi. Cred că vreo 4 ani de under. Da. El, dar să știi că underii început... se schimbă numai în verile anilor și merg... Da, 2002, după aia vine 2004. Deci cine deci, e under anul ăsta, e under și anul viitor. La anul 23 de ani, tot under 21 sunt. E, poți să fii under până la 23 jumate. Da. Dacă ești născut e 1 ianuarie 2002, cum e acum, tu ești under până în iunie 2005. Da. 2025, pardon. Deci, da, asta, așa, asta e regula de acum 10 ani. Victor, deci, Ioani are clauză? Că pleacă nu și ăsta repede. Nu are clauză. A, deci nu pleacă repede atunci, da? Eu zic că ați făcut o mare afacere cu Ioani, eu îl știam de când juca la Chindia. Și Gică s-a cred că și acum n-a avut ce face, pentru că nu vi-l dădea pe Ioani la campionatul cu el, Hagi. Da. Eu cred că va prinde, dacă Moldovan nu va mai juca, nu va juca deloc la Atletic, eu cred că a Ioanii va lua locul lui Horațiu în lotul pentru Euro. Pentru că un portar care nu apără deloc până în vară, nu cred că Edi Iordănescu se va risca cu el. Și a Ioanii, dacă o menține așa, pentru că apără foarte bine. E portarul cu care ne-am calificat. Da, nu, eu cred că, eu sper de fapt să ia pe amândoi din lot. Mi-e greu să cred că nu-l va lua pe Horațiu în lot. Dacă nu apără deloc, niciun meci? Dar sunt trei portari și sperăm să fie amândoi în lot. Cu portarii mai merge. Are 4 amicale până atunci, vezi de treabă. Nu, problema nu-i bun, e domnul Angelescu, nu știu dacă e problema dumnealui, dar oricum este, că de acolo a plecat Horațiu și bănuiesc că nu e indiferentă povestea. Portarii pot și dacă nu... Și dacă nu apără? Mai apără încât un amical, mai la noi, la național, nu știu ce, nu 6 luni, că a apărat în februarie, când meciul cu Craiova a luat 3 goluri, așa. După aia a plecat, noi mai avem 2 amicale cu Columbia, care chiar în Spania, meciul și chiar pe stadionul Atletico, pentru ăla are un... O să aibă eu o... cred că Edi Iordănescu a fost îmbolnăvit de jucătorii noștri, nu de gripă. Atunci hai să-i ținem în campionat. Hagi a jucat el câteva minute. Puțin. Noi ne-am calificat la campionatul european cu Moldovan din campionatul intern de la Rapid. Da, dar eu vorbesc de juca. Juca, da, bun, pe atunci juca. Hai să nu mai plece Drăgușin să stea în campionatul românesc. Să nu mai plece Moldovan să stea în campionatul românesc ca să joace, să-i duce la european. Păi nu le crește valoarea niciun pic pe aici. Da, dar stând pe bancă le crește valoare? Te antrenezi, îi vezi... Alin, am fost fotbalist. Una este să antrenezi, alta e să joci. Atunci crede-mă. Atunci să stea toți, eventual pe la Slobozia sau pe la Călăraș sau pe Divizia B, să nu mai plece la Atletico Madrid și la Tottenham ca să joace la Național. Una e antrenamentul, alta e meciul, Aline, crede-mă. Sunt două lucruri diferite. L-am înnebunit pe domnul Angelescu. Sunt jucători de antrenament și jucători de meci. Da, mie și eu cred domnul Angelescu și dacă va fi rezervă, eu cred totuși că îl va lua Edi pe Horatiu. Nu, sunt convins că îl va lua și pe el și pe Drăgușin. Nu știu cu cine va juca, dar cred că, în afară de jucat, mai gândesc și valoarea. Adică, nu știu, nici Drăgușin nu prea joacă la Tottenham, dar chiar dacă nu joacă și joacă câte 5-10 minute, pe cine bagi în locul lui? Că e de departe cel mai valoros fundaș central. Deci, nu știu, asta sunt, repet, da, vedem ce o fi. Vedem ce o fi. Vedem ce o fi, dar ce faceți voi că acum aveți 3 fundași central buni și cu Cristea pe 2 posturi? Ce face Bergodi? Păi, de asta avem antrenori. Păi, au zis că e treaba lui. Să gestioneze situația și, repet, să aleagă cel mai bun 11 la ziua meciului. Dar e bine că îi avem pe toți, că, repet, avem un lot echilibrat, valoros și cred că e ca zicem așa, o problemă bună pentru Bergodi când jucătorii sunt în formă pe cine să aleagă. E, da. Pentru că a jucat foarte bine Cristea, domnul Angelescu, foarte bine. A jucat foarte, foarte bine, așa este. Imperial a fost, ce să mă... Păi și mai luau și pe Iordache. Victor, să-i luați bluză cu un număr mai mare lui Iordache, că a apărut într-o poză. Grigore, poate. A apărut într-o poză la noi și nu știu cum e cu Sarcina. Care Iordache? Grigore. Grigore, așa, Grigore. Dragoș Grigore. Horia, mai ai poza aia? Cum? Cu Sarcina lui Grigore. Cu Sarcina. Eu cred că l-au lucrat. Ați văzut poza aia cu burta lui Grigore, domnul Angelescu?
Sincer, nu, eu nu prea am rețele sociale și nu prea mă uit, dar pot să vă spun eu că nu, din ce știu, eu nu are absolut nicio problemă cu greutatea. Poate Aha. a fost... Asta poate am auzit, poate a stat tricoul cumva. L-a lucrat magazinerul, i-a dat XS. Nu știu, da, nu, dar nu, nu are, Dragoș se antrenează foarte bine și nu cred că avem niciun jucător care să aibă vreo problemă cu kilogramele. Eu observ că, cum să spun, abundența asta de loci și transferurile pe bani care s-au făcut și Petrila a fost cumpărat și, și jucătorii trecută, buni care i-ați adus. Și CFR-ul pe acolo, Krasniqi, nu știu ce, Burma a adus 400. Acum Cristea, e problema lui Bergodi să, să o rezolve. Cristiano Bergodi este sub mare presiune, adică e genul ăla de presiune. I-ați făcut loc și e sub presiune. Exact, în, în care se poate spune spre antrenor, dom'le, noi am creat toate condiții, am adus jucătorii ăștia. Hai, hai matale acum cu rezultatele. Tu îți dai seama ce ar fi pentru Cristea, Oaide și Djokovic să câștige campionatul? Oare Gigi, oare Gigi, dacă Cristea, Oaide și Djokovic au venit de la PCSB, n-au câștigat și câștigă campionatul cu Rapid, cred că moare. Din primul an. Bă, din primul an. E o discuție la 9 puncte. Da, da, domnul Angelescu. Nu, am zis că până la urmă Bergodi are puncte maxime, deci până acum... Categoric. Presiunea a fost benefică pentru el. Da. Mulțumim, domnul Angelescu. Mulțumim mult de tot. A fost Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului. Treabă bună se face acolo la Rapid. Haideți să vedem, să-i dăm Cezarului, ce al Cezarului, și să vedem câteva declarații foarte interesante de după partida ale lui Băluță, omul meciului de la FCSB Sepsi. Aproape de a câștiga campionatul. Da. Da, a fost un meci destul de greu. Mă bucur și pe că am reușit și eu un gol de 3 puncte. Ne așteptam la un meci destul de dificil, pentru că Sepsi e o echipă organizată, e o echipă, după punctul de vedere, care merită să fie în play-off. A făcut un meci bun, în special a doua repriză. Cred că în prima repriză puteam să majorăm scorul, să facem 2-0. Am ratat ocazie mare acolo prin Niculescu. A doua repriză am avut ocazii, dar ei au avut mai mult posesia, am cedat puțin jumătatea adversă și am încercat să închidem spațiile și până la urmă ne-a ieșit și am luat 3 puncte. Alex, se pare că ați avut ocazii, dar rar ce se văd dominați. Dominați. Au fost momente în care, într-adevăr, au ținut foarte bine de minge, au stat foarte bine în teren în anumite momente. Știam că au schimbat sistemul și nu ne-a fost ușor nici nouă. Mă bucur că nu le-am dat șansa să înscrie. Puteam și noi și în avea repriză să înscriem, cred că am avut ocazii destul de mari. Și până la urmă mergem cu capul sus, am luat 3 puncte, mai sunt și meciuri ca asta. 9 puncte față de Rapid, 12 față de CFR. Cum vezi în continuare această... Da, e un avantaj destul de bun. Mai sunt meciuri importante. Cred că suntem la mâna noastră, trebuie să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut. Mai avem multe lucruri de pus la punct, zic eu. Cred că cel mai important e să avem tot lotul când vom intra în play-off, să nu mai avem accidentați sau suspendați. Avem nevoie de toată lumea. La noi e important să fim cu toții și cred că ăsta e cel mai important. Avem 2 zile, ne recuperăm și ne concentrăm pe următorul. Când vedeți diferența asta de puncte, sincer, mai intervine un pic și relaxarea în intervenție? Nu neapărat. Eram obligat să câștigăm, pentru că data trecută am pierdut 2 puncte pe final și cu gândul ăsta plecăm de fiecare dată. Cred că toată săptămâna a fost una bună, una pozitivă. Probabil că mai sunt și momente în care ne relaxăm și am vrea să câștigăm cât mai repede, să treacă cât mai repede minutele, dar ăsta este fotbalul, de asta este frumos și mă bucur mult că suntem pe primul loc și asta se vede. Exact, vă liniștește și faptul că în play-off chiar și remizele, meciurile cu echipele contracandidate, sunt meciuri bune pentru noi, ajută și remiza. De obicei, pe ce se vede, trebuia să vină în play-off, să atace la fiecare meci să câștige, pentru că trebuia să recupereze. Trebuie doar să-și păstreze. Da, într-adevăr, și Rapidul este într-o formă bună, se apropiaseră și ei, dar eu zic că lupta se va da cu toate echipele care vor fi în play-off, pentru că se poate orice în campionatul nostru, oricine poate să bată pe oricine. Important e ca noi să fim uniți, așa cum am fost până acum, să nu facem niciun pas greșit
și să dăm dovadă atunci când intrăm în play-off că merităm să fim campioni. Iar tu personal te simți din ce în ce mai bine de la multe meci, pentru că azi reușești să-l scrii, în ultimele meciuri ai putut să spune chiar dacă nu mă simt bine, da. A fost momente grele și pentru mine. Încerc să am răbdare cu mine, să muncesc, să exersez mai mult de la zi la zi. Fiecare meci e un test pentru mine. Niciodată nu... Întotdeauna încerc să rămân cu picioarele pe pământ. Am căpătat o oarecare experiență și pentru mine e important să fiu constant și să aduc un plus echipă. Spune și nouă, sincer. Ai în tribună familia ta, cum a fost? Da, a fost soția mea împreună cu copiii, cred că asta mă motivează cel mai mult. Ei mă iubesc indiferent și mă motivează fiecare zi. Spune și nouă, sincer, când joci bine marchezii, îți trece o secundă prin cap că ai putea face parte din modul ăsta care trece la Euro? Încerc să iau fiecare meci în parte, să crez de la meci la meci și de ce nu? Fiecare jucător visează și eu visez să fiu la Euro și îmi doresc din tot sufletul. Asta depinde mai de mine, de randamentul meu, de eficiența mea și... Dar e asta o extra motivație? E o extra motivație pentru... Bineînțeles. Cred că ăsta e un lucru care îmi lipsește în cariera mea și aș da orice să fiu în locul de la Euro. Câte posturi mai găsim la FCSB? Patronicea și portar? Îți faci treaba și acolo. Da, m-am amuzat și eu. Încerc să mă adaptez cât mai repede, indiferent de pe ce poziție joc. Nu cred că am fost nicio poziție în care să nu fi jucat și e important să mergi cu colegii și să meargă bine echipa. Am văzut că face spora bucuriei după gol, face spora bucuriei și după finalul campionatului. Da, e un ritual al nostru, ne-a mers bine cu acea oră și la final îmi doresc din tot sufletul să continuăm pe-aia. Da, hora de la miezul nopții la World Cup, dacă țineți minte. Am revenit aici în studio Bănel Nicoliță, Vivi Răchită și Alin Buzărin. Faimoasa horă de la miezul nopții importată la FCSB și spunea, aș fi cel mai fericit să prind naționala. Vivi, da, care? Da. Eu cred că e un jucător care ne poate ajuta, pentru că joacă constant, este în formă și sunt convins că Edi, chiar dacă nu l-a folosit în preliminarii, văzându-l și menținând această formă, îl va lua la echipa națională. Aș da orice să fiu un lotul de euro. Deci seama, îl vezi, Bănele? Și asta, deci declarația asta e... Pe care la cum joacă? El acum, da? Și va lua și campionatul, cu siguranță domnul Edi Ordonescu se va gândi să-l ia. Are șanse, Bănele? Bineînțeles, că e un jucător foarte bun. Și util. De echipa națională, care poate să te ajute. Cum îi place lui Edi, că face ambele faze. Face ambele faze, e greu să mai găsim un jucător. Așa. Suntem la Fanatic, da? Cu Bănel, cu Roberniță și cu... Cu Vivi și cu Alin Buzărin. Suntem și cu Superbet, sponsorul principal. Suntem și cu Aqua Carpatica, sponsorul premium. Și apa oficială, Bănel. Și cu Mango. Apa oficială, Bănel, Aqua Carpatica. Apa oficială de la Antol Dubai. Ca să înțelegi oamenii cât sunt tătari, da? Deci apa oficială. Forță. Forță e puțin spus, da? Deci și apa oficială de la Antol Dubai, deci Aqua Carpatica, apa oficială de la cel mai mare festival din lume, Antol Dubai, care începe pe 15 februarie, a dat lovitura Valvis. Dar ce vreau să zic, imediat apar reacții, iată la ce discutăm și nu o să vă vină să credeți, avem acum, o să auziți o reacție a lui Andreas Companio. Deci Andreas Companio a ținut neapărat, în timpul ăsta atât de scurt, să reacționeze, da? Și să spună, apropo de ce a spus domnul Hadnaghi, că impresariul a transmis că nu mai vrea să joace în România, Companio vrea prin intermediul Fanatic să-și pună punctul de vedere. L-am rugat pe Gabi Safta, care a vorbit cu Companio, și avem declarația lui Companio. Deci imediat, deci n-a apucat Hadnaghi deja să spună și deja Companio cred că se uita la emisiune. Că da, altfel, nu, altă deci logică, da, altă logică nu ești, se uita la emisiune pentru că deja Companio a vrut să reacționeze. L-am rugat pe Gabi și avem reacția oficială pentru emisiunea lui Companio. Apropo ce a spus Hadnaghi, care a zis, domne, mi-a transmis impresarul că nu vrea să mai audă de România, Companio, că nu vrea să mai joace în România. Iar după declarația lui Companio, să vedem ce spune Companio despre acest subiect, veți vedea niște imagini șocante, da? Noi, în general, cam fugim de în zona asta, așa mai de mondan, dar asta trebuie să le vedeți pentru că sunt șocante și o să le discutăm aici, o să le comentăm aici. Haideți să vedem, să auzim, de fapt,
discuția dintre colegul nostru de la Fanatic, Gabi Safta și Companio, declarații exclusive ale lui Andreas Companio pentru Fanatic, a ales prin intermediul emisiunii noastre să își spună punctul de vedere și să-și clarifice poziția apropo vis-a-vis de România. Să auzim declarații. Când era la ultimul interviu, l-am zis clar că România o să are locul pe inima mea mereu, pentru că mi-a dat oportunitatea foarte mare și am crescut foarte mult ca om și ca fotbalist. Și fiul meu trebuia să naște aici. Cum pot să zic că nu vreau să aud din România? Nu, absolut. Da! Deci Andreea Companio, care expune clar, nu se pune problema să nu aude România. Pentru că el va juca în China un an, doi, trei, și probabil că va reveni în România. Cum a reacționat. Dar va reveni în România. Dar cum a reacționat. Da, imediat. Hadnaghi acum 10-15 minute. Eu nu cred că așa, eu cred că așa altcineva înainte, n-a mai rostogolit știrea asta înaintea lui Attila Hadnaghi, că... Nu strig la sepsi. Companio să plece. Da. Deci Companio clarifică și spune clar, nu există așa ceva, nu sunt sentimentele mele. Așa, eu iubesc România, da. Fiul meu trebuia să nască aici în România, nu se pune problema ca eu să vizis că nu mai vreau să joc în România. Clarifică. Ar fi pus să existe ca jucător venind în coace. Da, normal. Că el a venit din San Marino, din Tre Fiori. Da. Și aici are merit prietenul tău, Mititelu. Sigur, a stat pe acolo, a venit în divizia B. Da. Bun. Bun, hai să vă mai anunțăm ce se întâmplă pe final pe piața transferurilor de astăzi. În jur de 13:30 începe și show-ul show-urilor Max Profețiile lui Mitică, eu cu Dumitru Dragomir, toată lumea l-așteaptă cu sufletul la gură. Sau ce zice Mitică despre... Da, o să comentăm, îți dai seama, și cu Dumitru Dragomir, aceasta e postază incredibilă a lui Dodel Tănase. Repet, numărul 10 de Champions League odinioară al Stelei, adică despre ce vorbim, oameni buni. Bun, CFR-ul luptă acum cu UTA ca să-l aducă pe Abeid, pe fundașul stânga, să-l aducă chiar de astăzi, nu de la vară. Da? ProSport a anunțat azi dimineață că UTA vrea 50.000 de euro. Așa este o informație corectă a colegilor noștri de la ProSport. ProSport a anunțat aceste negocieri azi dimineață. UTA i-a cerut lui Neluțu Varga 100.000 de euro. Aceasta este suma, dintre care 50.000 să-i plătească astăzi cei de la CFR ca să-i dea drumul astăzi. Mutul vrea neapărat pentru că nu le place de Mamici. Mutul nu-i place de Mamici. Camora a jucat cu Manea, funda stânga acum. Aici a pierdut CFR-ul. Ambele ambilateral n-au ajutat deloc construcția și faza. Exact. Mutu nu-i fan Mamici, iar Camora nu se știe când revine și CFR-ul face presiune mare de tot să-l ia pe Abeid chiar de astăzi. A jucat la Cupa Africii. Ei n-au trecut de grupă, dar a jucat toate meciurile. Mauritania. E din Mauritania. Nu mai știam. E fundat stânga din Mauritania. Încearcă CFR-ul să-l închidă de astăzi, nu din vară, deci pentru vară gata. S-au înțeles? Dar încearcă să-l închidă de astăzi. Mezar a cerut 100.000 de euro, i-a cerut lui Neluțu Varga. Neluțu Varga este ok, dar Mezar insistă, UTA insistă ca 50.000 să fie plătiți chiar astăzi. Probabil că transferul se va face astăzi și îl vom vedea deja pe Abeid, îl vom vedea din etapa viitoare titular, pentru că înțeleg Mutu vrea să-l bage din prima titular. Nu le place deloc Mamici celor de acolo. Așa, iar Craiova lui Rotaru încearcă să ia un atacant, da? Sunt doi atacanți, pe unul știm, așa, unul este kosovar, îl cheamă Hiseni, îl cheamă, Am auzit de el. Este un atacant Muhammed Hiseni îl cheamă. Da? Este un atacant oameni bun de, stai o secundă, da, din Kosovo, da? Este și după modelul, ai văzut și tu, Vivi, ce se întâmplă rapid, acum, nu? Rapid, petrolul. O să mutăm campionatul din Kosovo. Da, mai e cineva în Kosovo acolo. O să mutăm campionatul din Kosovo în România. Da. Să jucăm, uite, jucăm acum cu ei și în National League, adică... Da, născut în 2001, Alin. Are 1,80 m, atacant central. De unde? De la... Da, este la Cafe Lapi, da? Albi Mall Superliga.
În Liga Albaneză. Da, no. Da, da. Albi Mor Superliga, cotat la 350.000 de euro. Acesta este atacantul cu care... Sunt doi atacanți pe care vrea Rotaru, dar se va înțelege pe, cu unul. Și în pole position, din informațiile Fanatic, este acest Mohamed Hiseni. Da, născut în 2001, are 23 de ani. Da, i-a făcut în februarie. Da, de fapt nu, are, da, 23, dacă i-a făcut pe 6 februarie, da, 1.80, atacant central, 350.000 de euro, vine din prima ligă albanez, ca să zic așa. Și următorul? Așa, nu știm pe al doilea, sunt doi, dar nu știm pe al doilea, încă n-am aflat care este al doilea. Am crezut că îl transferă pe Ivan. Da. Adică îl achiziționează pe Ivan, da, în sfârșit. Se poate să fie așa asta, în sfârșit, adică... Da, deci, și Ivailo, tot îl aștept pe Ivan să se transferă la deci, Craiova. Deci în pole position, ar fi acest atacant Hiseni, kosovar și el. Kosovar. E moda kosovarilor. Nou Eldorado al kosovarilor este campionatul românesc. Da. Normal. Dar Ivailo se simte bine? Prinde, nu știu, prinde cred că, cum să spun... Știi că la e invers, da, nu? Și atunci da. N-ai de unde să știi. Când da, așa e, nu, când da, așa e, da, și atunci n-ai de unde să știi. Am văzut că a vorbit și un pic de engleză, așa, a încercat la un moment dat, cam ca ambasadorul, nu, cam ca ambasadorul Burkinei Faso în Djibouti, sau invers. Da. Bun, mergem la Gabi Safta pe final. Gabi, te salutăm. Ocolul pământului în 8 minute cu Gabi Safta. Gabi, salut! Vă salut, prieteni! Vă salut pe toți! Horia, vreau să spun că sunt mândru pentru că fac parte din echipa ta, echipa voastră, pentru că sunteți oameni buni, sunteți sufletiști. La imaginele date mai devreme cu marele fost, mare fotbalist Cristi Tănase, am simțit că regretați ceea ce vedeți. Nu regret, e mult regret. Ne pare rău, regret e mult. Regret ăla e pentru familie, pentru copiii tăi. E mult regret, dar da, ce bănele? Vorbesc cu Tănase acum ca să intri cu dumneavoastră să vorbiți. Puteți să-l sunați. Da, auzi, puteți să-l sunăm pe Tănase. Hai să-l sunăm pe Tănase, să vedem despre ce vorbim. Mi-a spus ce s-a întâmplat și... Da, hai sunați-l pe Tănase, căci că intră Tănase. Da, Gabi, te rog. Gabi, dacă ne lungim cu Tănase, o să te rog să vorbim cu tine după mitică. Bun, da? Te rog, mai rămâi acolo. Ia dă să văd și eu, la loc comanda. La loc comanda, calm, cum spunea Ronaldo. A, calm că a bătut FCSB-ul, nu? A refăcut distanța, calm, liniștiți. Okay. Da. Încep repede, dacă avem timp telegrafic, până se face legătura cu Cristi Tănase. Prima poza lui Companio în China, după ce a semnat contractul cu Tianjin Jinmen Tiger, pentru 2 ani, asistat de agentul său Pezzoli. Debutul va fi pe 2 martie la ora 9.30. Mă bucur că ai difuzat acele imagini, acel audio. Și noi, că... și noi ne bucurăm că l-ai prins, pentru că tu l-ai prins pe Companio și a clarificat lucrurile vis-a-vis de părerea lui despre România și a dezmințit practic informația că el ar fi spus că nu mai vrea să joace în România niciodată. Da, când ne-am spus imediat... Că nu vrea să mai audă de România. Fără să-i cer eu un audio, povestindu-i ce se întâmplă în emisiune, m-am trezit, am auzit în căști că a sosit un mesaj de la el și l-am difuzat imediat. Cât privește transferul în China, vom avea o reacție exclusiv pentru Fanatic după ce totul devine oficial și va fi prezentat. În China este sărbătoare acum și s-a amânat puțin acest moment. Sunt imagini, iată, cu el acolo la club. Am o știre interesantă, s-a întâmplat în Slovenia, atenție, un portar de 17 ani a jucat 20 de secunde. 20 de secunde, nu a greșit, n-avea cum să greșească săracul, însă antrenorul clubului Roganska l-a scos pe Zan Lorber, a fost titular pentru a respecta o regulă de sub 19 ani, trebuie să ai doi titulari, s-a întâmplat cum făcea Dan Petrescu, au alții antrenori din România, 20 de secunde a jucat un băiat în poarta celor de la Roganska. Marius Șumudică, senzație ce a făcut ieri pentru noi toți românii, condus 1-0, echipa lui Șumudică a învins 3-1 Lanterna, 2 goluri Denis Drăguș, primul super ca lui Vinicius în meciul cu Hirona, un altul al lui Dean Sorescu, 2 români, 3 goluri, 3 puncte de aur, s-a ridicat deasupra liniei de retrogradare. Turcii au invitat pe Sorescu și Drăguș împreună la interviul Flash. Punctele contează cel mai mult, mai ales cu o echipă care nu mai avea nimic de pierdut, au zis amândoi. Și Mudica a evidențiat un amănunt extrem de interesant la care nu mă gândisem. S-a vorbit că de 7 meciuri nu a bătut pe nimeni, însă în această perioadă a fost învins numai de Fenerbahçe și Galatasaray. În rest nu l-a bătut cineva pe Mudica. Bucurie reținută însă și pentru Răzvan Lucescu. PAOK AEK a fost duelul celor mai bune echipe din Grecia. Oaspeții au marcat primii. Elvii lui Răzvan Lucescu au făcut o repriză a doua senzațională pe care am văzut-o.
au ratat din toate ocaziile, au dat-o și în Bayern, s-au egalat în minutul 89 și PAOK rămâne pe primul loc. Un meci, dacă nu-l câștigi, e bine să nu-l pierzi, a zis Răzvan Lucescu la finalul partidei. Nu mai prezint informații din Cupa Africii, mergem direct la dubla campion olimpică Brazilia, care a ratat calificarea la Olimpiada de la Paris. Argentina, în schimb, va fi prezentă. Argentina a bătut-o pe Brazilia 1-0. Știrea ar putea fi aceea că Messi ar merge la Paris, la Olimpiadă. Antrenorul Argentinei a spus că pentru unul ca Messi poarta e mereu deschisă. José Mourinho aproape de Bayern München pentru a înlocui pe Thomas Tuchel. Asta ne mai lipsea, da. Mourinho la Bayern München. Doamne. Să apără Bayern acum cu 9. Să apără Bayern cu 9 la joacă 1. Se duce să-i distrugă și pe aia. Să nu se apere, să-l păstreze pe Tuchel să piardă titlul după 14 ani, după 12 ani. Da, cel puțin așa scrie mai multe ziare din Germania, că a învățat limba germană să ajungă și în Bundesliga, unde n-a fost până acum. La sfârșitul sezonului, Xavi pleacă de la Barcelona, apar noi nume de antrenor pe lista lui Laporta. Ultimul în această dimineață, Ruben Amorim de la Sporting Lisabona. Relația pe care o are cu directorul Deco ar putea să îl transforme în favorit, iată-l pe Amorim, probabil viitorul antrenor al Barcelonei. Trec și peste știrea cu incendiul din Chile, o să vedeți informații pe Fanatic. Mi-a adus aminte de ce s-a întâmplat în Ghencea de mult, la meciul Steaua Dinamo. Eram pe teren, Gabi. Iar eu comentam meciul la Pro TV cu Felix. Dar scorul a fost 3-1 pentru noi. Exact. Iar ei sărbătoresc, nu știu dacă mai sărbătoresc. Sărbătoresc o înfrângere. Sărbătoresc o incendiere a stadionului la puține ore după ce Steaua sărbătorește Cupa Campionilor. A fost Super Bowl la 58-a ediție, prima din Las Vegas, Kansas-San Francisco, după prelungiri 25-22. Kansas își păstrează titlul al treilea în ultimii 5 ani, prima dată când o echipă câștigă 2 ani la rând Super Bowl-ul. Patrick Mahomes intră în istorie cu a treia ediție câștigată, a fost abia a doua în istorie când s-a decis în prelungiri. 61.000 de spectatori, stadion plin de vedete mondiale ca de fiecare dată, Elon Musk, Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, LeBron James, Beyoncé și așa mai departe. A fost și Messi printr-o reclamă de 90 de secunde, care a costat 21 de milioane de dolari. 90 de secunde, o reclamă pentru o firmă de bere. Au început să se apropie de prețurile de aici din România. Cei lei din vechi. Lei vechi. Lei vechi, da. Lei vechi, da. Noaptea trecută avem și o știre tristă. Tot sportul mondial este în doliu. Noaptea trecută undeva în Kenya a murit recordmenul mondial la maraton, Kelvin Kiptum. Avea 24 de ani, a decedat într-un accident rutier. A fost singurul atlet din lume care alerga maratonul sub 2 ore și un minut. Promisese că anul acesta, în aprilie, doboară acest record și se va duce sub 2 ore. Iată mașina făcută praf, el conducea mașina. Iar la cererea publicului avem și fotografiile de final. Această domnișoară pe care o veți vedea imediat e una care aduce mult noroc lui Milan. De câte ori a fost pe San Siro, Milan a câștigat, s-a întâmplat și aseară, iar Milan-Napoli a fost 1-0. O cheamă Beatrice Vedramin, actriță și evident influenceriță, că a devenit o meserie influencerița. Da, frumoase fotografii. Le influențează pe Rafa Leao, am văzut. Da. Frumoase fotografii. Da, Rafa Leao este... Bun. Care bine, Gabi, îți mulțumim mult de tot. Deci asta înseamnă la locomanda, care veniți FCSB la 9 puncte. Da, și mi-a dus aminte de Cristiano, nu, Alin? Cristiano. Da, la loc, am înțeles. Calmo, tranquilo. Bine, da. Baieții. Baieții, ideea e, da. Distanța, deci etapa n-a schimbat distanța, a schimbat-o doar faptul că unii au jucat sâmbătă și unii duminică. A schimbat. Băieți, suntem pe final, scurt, ce face diseară Dinamo cu Faru? Faru va câștiga, 1. A? 1, solist. Dar e la Faru? Da, la Faru. E la Faru, la Faru. A câștigat Faru. Așa. Păi, ce să mai... Astea sunt întrebări retorice, a? Mai zicem, că tu nu auzi că s-au făcut deja postere și să fac calendare cu clasamentul din momentul ăsta. FCSB Steaua pe primul loc, Dinamo pe ultimul loc. Da. Să fac calendare, astea deci se vor vinde. Deci unul cât Casa Poporului, unul solist? N-are sens discuția. N-are sens. Le dăm multe, atunci te întreb. Dacă ar fi să pariem la Super B, le dăm multe? Nu, dar că Dinamo n-a pierdut cu multe până acum. A pierdut la limită totul. Până acum, nu știu, prima etapă ce au făcut. Deci, cu la Craiova la limită, cu Rapidul la limită și prima la Petrolul la limită. Da, cum să spun, vorba lui Beloni, care acum a făcut un punct după 7 etape.
A zis, dom'le, prefer să pierd un meci cu 5-0 decât 5 cu 1-0. Da, da, nu cred că le dă 7-0. Mulțumim. Dar... Bun, dar rămâne așa. Bănel, mulțumesc frumos. Cu drag. Mulțumesc, Vivi Răchită. Mulțumesc Alin Buzărin. N-a mai vrut Dodel Tănase să mai intre. Înțeleg că era și cam neclar în vorbe, ca să zic așa, și mai bine așa. Știi, înțeleg că era cam neclar, adică nu prea lega frazele, din ce am înțeles de la băieții. E motivat lui Bănel. Deci... Da, exact. Cum? Ce ți-a zis? Că? Adevărul. Nu. A zis că o să intre să clarifice lucrurile. Da. Bun, vedeți declarațiile lui Dodel pe site-ul fanatic.ro în exclusivitate. L-au prins băieții noștri, colegii mei, și vedeți acolo ce a zis Dodel Tănase. Bun, oameni buni, ne oprim aici. Deci v-am zis, cam astea cred că o să fie transferurile astăzi. Abeid, fundașul stânga de la UTA, va juca, va fi luat probabil definitiv chiar de astăzi de către CFRN-ul din vară și va putea fi folosit etapa viitoare, că Mutu n-are fundaș stânga sau, mă rog, ce are până se întoarce Camora, ce are nu-i convine. Și v-am zis, este acest atacant care vine, am zis, de la Craiova, pentru Universitatea Craiova, acest atacant kosovar, da? Hai să-i mai spunem o dată numele. Da, Asani. Da, Hiseni. Mohamed Hiseni, da? Atacant central 1.80 din prima ligă albaneză. El ar fi în pole position să întărească atacul pentru Rotaru, care, iată, nu se lasă nici el. Bun, mulțumim tuturor, oameni buni. Ne oprim aici cu Fanaticul. Ne revedem mâine la 10.30, live și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. Emisiunea de azi o puteți revedea la 17.30 pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook, Horie Ivanovici, pagină care astăzi a împlinit 100.000 de prieteni. Încă o dată vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc, băieți! Urmează Max Profețiile lui Mitică, să dăm lovitura, să auzim declarațiile care sunt extrem de saburoase și care fac ocolul Românie al lui Dumitru Dragomir, declarații în stilul lui Dumitru Dragomir, un stil aparte, un stil de Ion Creangă, cum îmi place mie să-i spun. Imediat, rămâneți în câteva minute, Max Profețiile, eu cu Dumitru Dragomir la show-ul show-urilor.